Bună seara, e ora 9 și azi e ultima zi când fac un live electoral pe această pagină a mea de candidat independent. Mâine e sâmbătă, nu mai sunt ziua tăcerii cum se făcea altă dată, se pare că s-a schimbat legea și chiar în ziua alegerilor pot să faci campanie electorală, dar mâine și duminică probabil voi fi numai pe YouTube, pe canalul meu de bază Oleg Brega, unde am vreo 41.000 de abonați și îmi sunt prețioși și acei oameni care mă urmăresc pe YouTube. Evident, veți avea un link și aici pe pagina asta de Facebook și pe profilul meu Oleg Brega, deci veți ști unde și cum se desfășoară discuția ca să o urmăriți sau chiar să participați. Dar intervenții din astea electorale, cum fac, iată, de aproape o lună, de mai bine de 4 săptămâni, nu voi mai face pe această pagină. După alegeri, probabil o să-i schimb din nou numele în Oleg Brega, activist civic, și nu candidat independent, cum se numește acum. Dar azi, până la ora 23, cel târziu, dacă vreți să participați cu mine în discuție, apăsați butonul verde de pe telefonul mobil, dar vă sfătuiesc să-l țineți în poziție orizontală, pentru că așa cum țineți voi de obicei pe verticală, nu o să puteți intra cu mine în dialog. Dacă nu, aveți curaj să vorbiți în direct, scrieți comentarii și promit să le citesc cât o să reușesc. Când sunteți mulți, câteva sute, nu reușesc să citesc toate comentariile și rămân după aceea să le răspund cu text. Dacă însă o să reușesc în seara asta, până la ora 23, o să le citesc, mai ales pe cele care sunt întrebări sau care sunt foarte importante și necesită intervenția mea cu un comentariu sau cu un răspuns la întrebare. O să iau doar câteva secunde să trimit și pe profilul meu, pentru că și acolo, știți, am 5.000 de friends și vreo 23.000 de persoane abonate și poate că nu s-au prins încă când, unde, cum fac live-urile. Nici eu nu aveam o regulă de la bun început, făceam alternativ până când am stabilit o succesiune și înțeleg pe cei care reproșează sau mă întreabă deseori, azi unde emit sau ce azi n-a ieșit în direct, mai ales că de vreo două ori nici n-am ieșit la fix 9, ci am ieșit un pic mai târziu, fie pentru că am fost la aeroport să întâmplem ceva, pe cineva, fie pentru că am fost ieri la dezbatere electorală și am întârziat. Deci, iată, lucrurile nu sunt chiar întotdeauna ca ceasul elvețian, dar încerc să fiu cât mai previzibil, mai corect, mai deschis, mai transparent. Asta e un fel al meu inedit și gratuit de a face campanie electorală. Nu am vrut să cheltui niciun ban pentru a-mi lustrui imaginea, cum fac ăștia cu concerte electorale, cu cadouri electorale, cu spoturi electorale, care costă mult să le creez în felul cum le fac ei, cu drone, cu mulțimi de oameni, figuranțe, etc., etc. Dar mai mult costă să le difuzez la televiziunile lui Plahotniuc, la televiziunile lui Dodon, la televiziunile lui Ghimpu și cine mai are, și la televiziunile celelalte private și la cea de stat. Costă o grămadă să difuzez aceste spoturi electorale. Eu am decis să nu colectez bani pentru campanie electorală, iar din banii mei nu pot să pun, pentru că sunt cam toți făcuți peste hotare și legea interzice să-ți faci campanie electorală cu bani de peste hotare. Și iată-mă, deci, pus într-o situație neghioabă, dar creată probabil intenționat de către guvernare, candidând pentru un loc în Parlament din partea diasporei și, poate știți, de 2 ani trăiesc la București și pot să zic că reprezint diaspora, nu pot să-mi finanțez campania electorală și nici nu pot să apelez la cei din diaspora, eventuali alegători și alegătoare din circumscripția 50, să mă ajute cu bani, pentru că nu e voie să finanțez campanii electorale de peste hotare. Și uite așa, am decis că e mai cu minte, mai inteligent să nu fac deloc cheltuieli electorale, chiar așa și am anunțat la CEC, nu voi avea cheltuieli electorale, n-am deschis cont electoral, nu
adun bani pentru campanie electorală, ci în fiecare seară intru în direct pe Facebook și pe YouTube și interacționez cu oamenii. Uneori mi s-a întâmplat să se întrerupă conexiunea, vă rog să nu vă speriați și să nu vă încordați tare. Revin dacă nu e ora 11 încă, într-o seară de 3 ori, de 2 ori a trebuit să revin, deci de 3 ori am început live-ul pentru că se întrerupea și au fost 3 fragmente de video, după care acele video le unesc și le bag și pe YouTube. În felul ăsta încerc să mă fac văzut și auzit și mulțumesc tuturor celor care mă ajută în chestia asta, cu like, cu share, cu comentarii. Implicați-vă dacă vreți să ne luăm împreună soarta în mâini și să făurim un viitor mai bun. Altfel, o să o facă cei organizați în rele, cei care au deja experiență mafiotă și care până acum au cam sugrumat statul și încrederea în democrație și în supremația legilor. Zic să încercăm să-i oprim, să încercăm să facem opoziție, să facem politică alternativă, onestă, corectă, transparentă, fără cheltuieli inutile. Și chiar am considerat principial corect să nu cheltui imagini, bani pentru crearea, pentru lustruirea imaginii, când de fapt pentru mine vorbesc faptele mele de până acum și numele meu e cam cunoscut, nu era necesară o investiție de bani. Dar e adevărat că multă lume e ocupată cu treburile sale, eu știu, lucrează, mai ales cei plecați peste hotare, sunt duși de regulă să câștige bani, să se realizeze, să se aranjeze și nu prea au timp să se uite la televizor, nu prea au timp să răsfoiască site-urile de internet și ele sunt sute și mii și pentru mulți dintre potențialii alegătorii mei din Europa, poate am rămas neobservat și oamenii o să aibă poate surpriza să meargă la vot și să vadă pe buletinul MOV candidatura mea. Și o să zic că da, unii o să zică cine e ăsta sau alții o să zică da, oare ce a făcut el până acum, ceva de felul ăsta. De asta ziceam, fac aceste intervenții interactive și vă îndemn, dacă vreți să comunicați cu mine direct, apăsați butonul verde de pe telefonul vostru mobil, de pe computer sau laptop, nu puteți participa și o să participați în direct cu mine. E bine să țineți telefonul în poziție orizontală, așa cum țin și eu, vedeți? Dacă nu, măcar comentați text și acum mă apuc de citit comentariile, să nu vă întrebați de unde le citesc, le citesc tot din direct, tot de pe Facebook, dar de pe un ecran mai mare de laptop. De pe telefon aici mi-e cam dificil, mi-e cam greu. O să citesc comentariile și o să răspund dacă va fi necesar. Azi gata, n-am mai fost chemat la dezbateri. Am văzut că televiziunea cu potcoavă, Noroc TV, a făcut niște dezbateri și a invitat reprezentanți de pe circumscripția noastră, dar pe mine nu m-a chemat. Și se pare că acea televiziune e fix în același sediu cu Vocea Basarabiei la care am fost aseară. O să investighez situația asta și dacă cumva îi prind că au trișat și că au favorizat pe anumiți candidați, iar pe mine m-au discriminat, o să scriu plângeri contestații, nu o să-i menajez deloc. Chiar dacă, ziceam, au fost singurii care au făcut dezbateri electorale pentru circumscripția 50, Europa de Vest. Mă întreabă, iată, cineva, probabil de România, dacă am șanse și tot acel Dan zice, candidează și în România. Am șanse peste tot pentru că șansele mele depind de voi, de cetățenii cu drept de vot, care se pot exprima în cabina secretă, chiar dacă va fi cameră de filmare în secția de votare, așa se va auzi anul ăsta, nimeni nu o să filmeze în cabina de vot. Votul tot timpul va rămâne secret. Deci acolo se filmează cum se comportă secția, membrii biroului electoral, cum se înaintează pașaportul și se dă semnătură și se dă buletine, cum se pune în urna de vot, buletinul împăturit și nu se vede opțiunea ta electorală. Iar în cabina de vot, după paravanul acela,
faci ce vrei. Evident, faci numai ce e legal. Nu te apuci să-ți fotografiezi buletinul de vot că e ilegal. Nu te apuci să scoți un buletin ștampilat deja și pe cel curat să-l bagi în buzunar pentru că e ilegal și dacă ești prins riști dosar penal. Dar poți să votezi contra tuturor, de exemplu să-i ștampilezi pe toți. Iar pe buletinile cele pentru referendum poți să scrii ceva de mama lor sau de tata lor dacă îi consideri răi. Dar poți și să votezi corect, curajos, cum crezi de cuvință că e cel mai bine. Așadar, îndrăzniți. Am șanse, depind de voi. De ce crezi, ce ai auzit, cum comentezi despre Platon înjunghiat? Petru Ciobanu, am auzit și despre otrăvirea liderilor opoziției cu Mercur. Am auzit și despre înjunghierea lui Platon, care nu e concurent electoral, dar tot e un opozant al mafiei de la guvernare. Deseori face Platon dezvăluiri prin avocatul lui sau prin alți intermediari, dezvăluiri despre schemele lui Plahotniuc și despre laundromatul de bani miliarde rusești și despre fraudele bancare de la noi. Și, în mod sigur, l-a deranjat pe Plahotniuc, deci nu exclud că se întâmplă cu el ceea ce se întâmplă cu Gheorghe Petic, care e concurent electoral, dar nu e lăsat la libertate și, din contră, procesul lui se grăbește într-o disperare, în timp ce procesul altui inculpat, Ilan Șor, stagnează. El nici măcar nu s-a prezentat la curtea de apel ca Hul și nu i-au zis nimic. A decis el că e ocupat cu campania electorală și nu se prezintă la proces. Ceea ce denotă că justiția noastră e cu mai multe standarde și că, de fapt, e teleghidată. Răspunde telefonic ordinelor de la partid. Despre Platon, dacă se confirmă, e foarte grav și această guvernare trebuie să pice, iar cei care au ordonat acel atentat, nu știu dacă e viu sau mort, pentru că ați văzut, organele nu răspund la întrebări, la somații. Dacă se confirmă pentru acest atentat, trebuie să stea mulți la pușcărie și încă mai mulți trebuie să-și dea demisia din funcții. Sunteți gata pentru a fura voturi de la acum și să le donați lui Plaha? Ion Răcilă, nu donează nimeni nimic. Pe buletinul ăsta cu candidații independenți, niciun vot nu se transferă nimănui. Mi-ai dat 5 voturi, ale mele sunt 5 voturi. Cine are 6 voturi, cele mai multe, acela sau aceea ajunge deputat. Deci Plaha nu o să aibă nimic din voturile pe care o să mi le acordați mie. Acolo cu partidele e altă treabă, sunt praguri succesive, e 1 de 6 și 1 de 8% și cele care rămân sub prag și redistribuie voturile partidelor care au trecut pragul, dar eu n-am treabă cu partidele, eu candidez independent și voturile mele nu se duc nimănui. Deci nu mă mai nebuniți că Plaha ca acum, că eu n-am treabă nici cu Plaha, nici cu acum. Eu candidez independent, apăr drepturile omului, statul de drept, supremație, legii, transparența în acte decizionale. Vă rog să mă votați conștienți că votați pentru cineva de care nu o să regretați că și-a vândut sau și-a dăruit votul sau că s-a plecat, că s-a speriat, că a abandonat mandatul de deputat, cum s-a întâmplat cu unii care acum se dau lideri ai opoziției. Susțin și respect, zice Alina Siminei, și mulțumesc. Ai șanse mari, Oleg, te susțin, te vei schimba până... Ce vei schimba prima dată în Moldova? Leonard Bobolea întreabă. Eu încerc să schimb mentalitatea, comportamentul oamenilor. Asta e cel mai greu de făcut. Și nu cu biciu, nu cu bombonica, nu cu păcăleli. Eu încerc să schimb comportamentul și mentalitatea oamenilor prin exemplu propriu. Și până acum m-a imitat multă lume în societatea civilă, în ONG-uri, în jurnalism. Sper să fiu asemenea convingător și imitabil ca politician. Îmi doresc ca mai mulți politicieni în viitor să-și facă campania electorală cu buget zero, să meargă cu bicicleta la întâlniri cu alegătorii și după aceea la serviciu, să apere drepturile omului chiar dacă vor deveni nepopulari, să ceară respectarea legii chiar dacă riscă impeachment sau dosar penal.
Bună intenția mea de schimbare. Cum comentați? Noi îi vom scoate la libertate, zice turcul Emilia și cam intuiesc la ce se referă, probabil la foaia volantă difuzată azi cu însemnele blocului acum, în care apar pozele liderilor blocului, iar prin părți sunt Filat și Platon, probabil, și mesajul zice: noi îi vom scoate la libertate. Asta e o diversiune electorală de care sunt capabili cei de la guvernare, dar și poate cineva din așa zisa opoziție, poate Șor, poate Dodon, dar de vină e guvernarea, statul e de vină că se practică astfel de PR negru. Dacă nu o să investigheze, să afle cine a tipărit și cine a difuzat aceste pliante ilegale electorale și nu va afla vinovatul și nu îl va trage la răspundere, de vină va fi guvernarea. Ca și în cazurile când am fost eu bătut, maltratat și nimeni n-a fost identificat, de vină e guvernarea. Ca și în 7-8 aprilie cu devastarea sediilor de stat și după aceea maltratarea protestatarilor în comisariatele de poliție sau prin subsoluri, pentru că nu s-a investigat și nu s-au tras la răspundere principalii vinovați, de vină e guvernarea, etc., etc. Vă susțin, respect și multă stimă, zice Daniela Malamut. Nu mai vede Moldova investiții cu tâlharii aceștia aldeșor. Iată de am și Bloomberg a publicat azi despre el. This man's about to get elected after 1 billion bank fraud. Dar îmi pare că și ieri au difuzat niște presă occidentală text despre Șor. Uite ce popor, ce populație avem, e capabilă să voteze, să susțină, să apere un hoțișor și cu gașca lui de scroci. Pentru că oamenii nu-și înțeleg rolul. Ele funcționează butonul verde, să văd dacă funcționează butonul de invitare. Am invitat-o pe ea în dialog să văd dacă acceptă. În mod sigur mă privește de pe telefon, că altfel n-ar fi apărut în lista aceea de invitare. Dacă nu apare butonul verde, nu-i bun, pentru că nu o să pot interacționa cu voi, nu o să poate participa nimeni în dialog cu mine, decât va trebui să stau mereu sucit așa și să citesc comentarii. Cine ar mai putea să participe de aici? Pentru că Elena a declinat invitația, de să văd. A, Ghenadi nu are buton, deci probabil privește de pe laptop, nu de pe telefon. Sora mea privește de pe telefon, dar nu îndrăznesc să o chem pentru că e rușinoasă și nu prea participă în dezbaterile noastre. Să văd dacă colegul meu, reprezentant la Consiliul Electoral de Circumscripție, Valeriu Gușan. Ba da, uite, cineva chiar a cerut să participe, Adrian Grant. Hai, dar să-l las în pace pe Valeriu și să-l invit, să-l accept pe Adrian Grant, care a cerut să participe. Deci înseamnă că butonul verde este, totuși degeaba, zice Elena. Poate atunci, la momentul acela când a scris ea, nu era butonul verde. Ce păr rebel am! Când era scurt, stătea rebel, acum... Nu, când era lung stătea rebel, acum l-am tuns scurt și tot rebel stă. Dacă e creț, e creț. Bine, o să fac așa, ia și atunci o să fie mai bine. Mai că dacă nu reușește să intre omul ăsta, s-ar putea să intre Ghinadi, fratele meu care, probabil știe, este cu telefonul pe orizontală. Ceilalți care nu sunteți acceptați, probabil nu vă acceptă pentru că stați cu telefonul pe verticală și suntem incompatibili. Unul e așa și unul e așa și nu se potrivesc. Deci trebuie să fiți și voi pe orizontală ca mine. Duminică tot vei ieși live aici? Întreabă Vania Dixon. Cred că vei avea net prin România ca să transmiți live ce se face acolo la secție C. Da, probabil de la Iași până la votare sau după, dacă o stau la coadă, probabil o să intru în live pe Facebook, probabil aici pe pagina mea de candidat independent. Dar duminică seara, după 9 sau după ora 10, cel mai probabil o să fim în direct pe YouTube ca să putem discuta mai mult simultan și să comentăm rezultatele votării. Acolo pot partaja ecran, acolo pot să stau liniștit pe scaun sau în pat.
Nu ca aici. Păi l-am invitat acum pe Ghena, îl aștept. Este buton, tu n-ai buton, dar văd că oamenii îmi spun că au buton. Dacă solicite, iată l-am invitat pe Ghenadie, de ce nu acceptă? Iată, uite, n-a acceptat, n-a reușit nici Ghenadie să intre, îl mai invit odată. Trebuie să fiți cu telefonul pe orizontală. Poate nu asta e problema, dar eu presupuneam că numai asta e problema, de asta nu reușiți să intrați. Zim, te rog, ce crezi tu că ca parlamentar, care vor fi primele trei acțiuni, legi necesare pe care le vei susține și propune? Voi cere ca bunurile mobile de stat, mașinile guvernanților, parlamentarilor, primarilor, consilierilor și altor angajați de la stat să fie marcate vizibil ca mașinile de poliție și chiar cu numere speciale să fie, ca să poată fi monitorizate și oricând denunțate presei, statului, organelor de control, dacă vor fi prinse că sunt folosite în interes de partid, personal, în afara orelor de muncă, etc. După aceea voi propune ca să se instituie un prag, ca niciun partid să nu poată deține monopol în Parlament, adică nu monopol, dar să nu poată controla toată puterea ca să prevenim totalitarismul, dictatura. Orice partid să nu poată avea mai mult de 60 de mandate, de exemplu, ca să nu poată modifica singur Constituția, ca să nu poată, eu știu, schimba totul radical în țară, un singur partid cu un singur lider. Voi propune scurtarea mandatului deputatului sau oricărui ales al poporului la 2-3 ani, ca să avem alegeri cât mai des. Eu cred că asta e chintesența democrației, să aibă mandat cât mai scurt, ca să nu reușească să facă găști, ca să nu reușească să învețe și să aplice schemele de corupție, ca să numărăm în fiecare toamnă bobocii. Într-o toamnă alegem primarii și consilierii, în altă toamnă alegem deputații, în altă toamnă alegem președintele. Și iar vine rândul primarilor și deputaților și consilierilor. Voi propune abolirea armatei obligatorii. Consider că e o formă de sclavagism legalizat. E o bătaie de joc de tinerii sănătoși, maturi, pentru că îi exploatează statul un an din viața lor fără remunerare. Iată, dovadă că se poate participa în discuție cu Brega. Butonul verde este. Ghenadie, frate meu, chiar a reușit să intre din Islanda, de la Reykjavik. Noroc, sper că se aude. Se aude, bade. Tu mai ai soare încă acolo? Perfect. Sau ce lumină? E lumină de casă, pentru că noi soare avem puțin în Islanda. De anul trecut n-ați avut soare, da? Nu, noi avem soare, dar apare la orizont, merge așa puțin și după aia dispare subit. Am înțeles, deci, n-are putere să se ridice. În Islanda doar soare nu avem suficient. Am înțeles. E interesant cum faci tu dezbaterile astea și cum te împarți în 7 direcții ca să vorbești cu toată lumea. Ești surprins că reușești să faci cumva dezbateri, discuții dinamice, dar în același timp mie îmi lipsa indicația de bază să știu care e butonul ăsta verde. Acum l-am descoperit, deja o să știu cum se intră în direct. N-am mai fost niciodată într-un live. Vorba aceea mă ia tehnologia prin surprindere. Și chiar azi vedeam imaginea lui Sorin Onișor, dacă nu greșesc, cu 4-5 bătrânei care stau la gard acolo, stau așezați pe o laiță și unul dintre ei stă și se uită pe un iPhone, vede ceva și îl înflă râsul, știi? Și mă gândeam, adică chiar și pe noi ar putea să ne surprindă foarte mult chestii care, iată, au apărut, s-au dezvoltat, dar noi nu le-am folosit. Nu mi-a trebuit. Vorba aia, 98, când mi-a făcut prima dată un e-mail, întrebam, dar ce o să întrebească mie? Ce o să fac cu el? Și zice că, păi, scrii prietenilor și eu stau și mă gândesc, dar de ce nu pot să mă întâlnesc, mă văd cu prietenilor, de ce trebuie să-i scriu? Bun. Online. Ai spart gheața cu dezbaterile electorale, în sensul că nu ai mai mers neapărat prin sat, prin oraș, prin localuri, vorbești cu oamenii, dar în același timp cumva ai pierdut un contact direct
cu cel care ar putea să te voteze. Da, cât mai direct Nu știu contact, dacă cât asta. mai direct contact vrei, dacă Da, iată da. cu tine, frate cu frate, ne vedem la distanță de 4.000 km. Exact. Și comunicăm Ai și interacționăm avantajul că. imediat, nu-i față în față, e ca și cum aș pune mâna pe tine. Suntem în același cadru amândoi. Da. Ai avantajul că poți interacționa direct cu omul atunci când are ceva de spus, te-a contactat și imediat ai vorbit, dar ai dezavantajul că acel mediu în care stau 50 de oameni acolo, cumva are și el un farmec. Pe de altă parte, dacă făceai campanie electorală în Moldova, să zicem, într-un raion acolo, nu cred că ai fost ocolit de ceea ce pățesc oamenii care candidează acolo pe loc. Vezi ce s-a întâmplat cu Dinu Plângău, în Iedineț vezi ce s-a întâmplat cu alți concurenți electorali, eventual ce s-a întâmplat cu cei care îl critică pe Plahotniuc. Deci insecuritatea, faptul că oamenii nu au libertatea să comunice, să interacționeze, sau măcar libertatea de a-și face campanie electorală cum vor ei, pentru că legea permite să interacționezi, să comunici cu oamenii. Legea nu permite, nu încurajează să trimiți gașcă de oameni băuți care să strice întâlnirea cuiva, eventual să provoace la violență, la multe alte ticăloșii. Asta arată disperarea regimului și arată că Moldova nu a avansat aproape cu nimic. În aceștia 30 de ani sau cât are Moldova de când s-a declarat independentă, noi am avut foarte mult de pierdut din faptul că n-am avut posibilitatea, n-au parte de dezbateri corecte, reale, așa încât oamenii să înțeleagă din opțiunile pe care le au de data asta ce pot alege, care e alegerea mai bună pentru ei, eventual să vadă care sunt ofertele candidaților, pentru că ceea ce a fost până acum, ce am reușit eu să văd de la distanță despre Moldova, e o caricatură, o simulare a dezbaterilor, în niciun caz nu-i dezbaterea la care s-a așteptat toată lumea. Eu chiar aș vrea să-l văd pe Plahotniuc sau pe Dodon sau cineva dintre ăștia care sunt lideri de partide care au priză la public acolo, să stea într-un studio în care oamenii se pot adresa întrebări reale, nu din alea concertate. Sau jurnaliști se pot adresa întrebări, pentru că Plahotniuc de ani de zile de când apare și face conferințele cele, niciodată n-a răspuns la întrebări. Ceea ce mie îmi pare că fricosul ăsta, fricosul satului, e practic o sperietoare pentru Moldova. Oamenii care execută orbește ceea ce le indică Plahotniuc nu-și dau seama că de fapt e un fricos. E un om care se teme de cetățeni, un om care se teme să interacționeze, un om care probabil nu are niciun argument. Pentru că din ceea ce vedem în campanie electorală, că se laudă că au reparat drumuri, se laudă că au creat locuri de muncă, 170 de mii de locuri de muncă au creat. Dar în realitate se vede foarte clar, statistica bate cifrele pe care le pun ei în campanie electorală. Numai într-un an, Moldova, în ultimii 2-3 ani de zile, doar într-un an a pierdut 6.000 de locuri de muncă. În 3 ani, 18.000 de locuri de muncă. Deci regresăm și oamenii continuă să plece. Cât era media? Acum vreo 3-4 ani, statistica spunea că pleacă din Moldova în medie câte 105 cetățeni. Zilnic. Deci pe an pleacă 40, zilnic, da. Iar pe an pleacă 40-50 de mii. 1 milion au plecat. Și apropo, o să fie, la alegerile astea, o să fie proba de foc, e ca oamenii să iasă din casă, să meargă la vot, dar cu cât mai mulți pleacă și au plecat, cu cât mai mulți au plecat din Moldova, cu atât mai greu e să aduci 30% din cetățeni la vot. Sau 50%. Dacă aduci 50% din cei care au rămas acasă, socoate că în mod normal ar fi fost cumva 70% prezența la vot. Deci au fost o lovitură foarte grea sub centură celor care sunt în diaspora și mulți dintre ei care n-au pașaportul actualizat și nu se poate participa la vot, probabil încă mai au o șansă să vorbească cu rudele, cu apropiații care sunt în Moldova. Pentru că dacă ei nu au acces la presă de calitate, dacă oamenii au fost dezinformați, au fost debusolați, e foarte dificil să contezi pe acel om că dacă va ieși la vot, el va schimba ceva. S-ar putea să vină să voteze, vorbește cu cel care i-a dat o pungă cu macaroane, ceea ce mie îmi pare un gest disperat. Nu mai zic deja de lipsa educației, lipsa informațiilor veridice e un fleac pe lângă faptul că oamenii habar nu au că e rău să furi. Expresia că a furat, dar ne dă și nouă, vorbește despre calitatea, stofa
Suntem niște cetățeni care am rămas încă în secolul trecut. Din ăștia că dacă haiducul o ieșit și o furat de la boieri, o luat de la boieri avere, i-o jăfuit pe boieri și ne-o dat și nouă, înseamnă că haiducul e bun. Deci Cotovski, mâine poi mâine, îți ceară, hai să punem un monument și lui Cotovski să mai fie în orașul ăsta, pentru că ceea ce face Șor, certatul cu legea la Orhiei, cam asta înseamnă. Să furi de la stat, dar ne dă și nouă. Bun, cam asta am avut eu de zis. Revin mai încolo dacă îmi vine idee. Mulțumesc, Bade. M-am bucurat să te văd, să te aud. L-am scos pe Ghenatie și deschid accesul lui Valeriu Gușan, care vrea să intre, să contribuie și el. Cineva văd că ne întreabă de ce la Călăraș, mai devreme cineva îmi scria de la Cahul, se deschid două secții de votare pentru a aduce oameni din Transnistria ca să voteze pentru ei. Deoarece se știe că la Călăraș, la alegerile prezidențiale, Maia Sandu a luat 67%. Eu nu cred că e adevărat că la Cahul sau Călăraș sau la Ungheni se deschid secții de votare pentru Transnistria. Cel mai probabil secții de votare pentru circumscripția CE 48-47 sunt pe malul Nistrului, dar în localități controlate de autoritățile moldovenești. Nu cred că e adevărat, e mai degrabă o bârfă electorală despre Cahul și Călăraș. Da, Valeriu? Seara bună! Eu am intrat că noutatea cu Platon se mai actualizează din când în când și cum că autoritățile au emis iarăși prin presă o notificare că Platon este absolut sănătos și să nu ne dăm la provocare, la mesajele care au apărut în presă. Dar așa spuneau și despre... Dar confirmare nu. Nu a dat voie nici la rude, nici la medic să vorbească nimeni. Deci numai ăsta, șeful la penitenciar număr 13, cum îi zice, Pintea, am uitat. În orice caz, numai el a făcut un comunicat și atât. Așa spuneau și despre Brăguță, că nu a pățit nimic, dar de fapt... Poate să așteaptă să treacă alegerile, să nu aibă impact. Da. Și încă un moment, că am observat că cineva nu poate să treacă, nu apare butonul verde. El nu apare, de la început nu apare, pentru că când ai acces, nu la toate telefoanele apar. Trebuie să închizi, să ieși din la F7, să intri și deja este cu butonul verde. La mine fix așa e situația. Tu când mi-ai trimis invitație, eu nu putem să o accept, că din prima, eu când am intrat, nu era funcția asta, nu ai dat accept. Tu pe urmă, după ce ai început, după un minut, două ai dat accept. Da. Așa. Dar la mine nu a apărut după ce tu ai dat accept. Tu mi-ai trimis invitații, dar nu am putut să intru. Am văzut invitația, nu am putut să intru, după am fost nevoit să închid live-ul și apoi deja a apărut butonul cel verde. Așa că și pentru ceilalți care ne urmăresc, și dacă nu au butonul cel verde, ieșiți, intrați din nou. De pe telefonul? Așa de pe telefonul mobil. Da. Asta este regula. Și... Să o știm. Să știm pe viitor, altă dată, dacă mai facem, eu știu, în alte campanii sau după alegeri, când am pornit live-ul, imediat activez asta ca și primul spectator, când intră deja să aibă butonul verde activat. Da. Okay. Și vreau să aflu părerea ta despre eventuale proteste care să aibă loc. Nu eventual. Am auzit și ambasada Americii cam se teme, a făcut un comunicat când preîntâmpină cetățenilor că fiți atenți, nu prea mergi prin centru, dacă mergi, transportul spațiu se întârzi și mult se e blocat, centrul e la fel poate să fie blocat și atenționează. În orice caz, ei au ceva informații, se presupune că nu va fi chiar cinstite alegerile astea, sau socialiștii o să scoată când nu se placă rezultatele. Sau, eu nu știu, poate acum îți zic că n-au 8%, au numai 7% și nu intră în parlament. Și iarăși aș fi o nemulțumire. Pe mine m-a... Da, mersi, Valeriu. M-a mirat declarația ambasadorului român la Chișinău, care a zis că suntem siguri că alegerile se vor desfășura corect. Pe ce te bazezi, mă rog? De unde? Până acum deja o grămadă de ilegalități s-au întâmplat. Oare după standardele românești, asta e o campanie bună. Dar, cum zici și tu, poate americanii suflă și în borș după ce s-au fript atunci în aprilie 2009, că ții minte, Voronin a închis granițele și dădea vina pe forțe
occidentale, ostile regimului, cea că e lovitură de stat dată de niște mercenari sârbi în interesul unor fundații americane. Deci ei se protejează pentru orice eventualitate. Dar protestele cel mai probabil sunt inevitabile. Vreo tabără va fi nemulțumită de rezultatele votării. Dacă multe tabere vor fi nemulțumite de rezultatele votării, atunci s-ar putea să avem revoluție. Bine, seara bună. Mulțumesc, Valeriu. Deci va trebui rezultatele să fie cât mai corecte, cât mai reprezentative și cât mai puțină lume nemulțumită. Altfel, guvernarea va trebui să plătească prețul dezamăgirii. Să ia oalele în cap pentru alegeri nu tocmai corecte și rezultat nereprezentativ, adică un nou parlament care să reprezinte clanuri mafiote și nu majoritatea alegătorilor. Dan Dan întreabă, crezi că România o duce mai bine ca Moldova? Depinde la ce capitol. De exemplu, dacă mă întreb despre proteste, în Republica Moldova legea despre mitinguri din 2008 e mai bună decât decretul lege din 91, numărul 60, despre adunări publice din România. Acela putea ceaușism și a totalitarism, pe când legea noastră s-ar putea să fie cea mai progresistă lege despre mitinguri din Europa. La fel cum se respectă această lege, iarăși e de discutat, dar în România abuzurile jandarmerești sunt insuportabile. Pe când aici poliția, dacă ai scos camera și începe a filma sau spui că e vorbit cu Brega și vine acuși la protest, gata, poliția s-a liniștit. În România poliția și jandarmerie încă n-au auzit de Brega și se comportă cam ca pe timpul totalitarismului, ca să zic așa, când a mai fost jandarmerie. Deci sunt diverse aspecte, diverse fațete. Economic o duce România mai bine, dar tot la coada Europei, cu gaze e absolut asigurată și dacă vrea cumpără de Rusia, dacă nu e independentă, pe când noi suntem absolut dependenți de gazele rusești, că alte surse alternative nu avem. Deci diferențele sunt mari. Statul nostru e cam capturat în toate instituțiile de același clan mafiot, pe când în România clanul mafiot abia se zbate să pună gheara acum pe justiție. Deci diferențele sunt mari. Tu, o singură persoană, cum vei schimba justiția dirijată de Plahotniuc? O singură persoană nu poate să facă chestia asta, nici dacă e președinte. Vedeți ce face Dodon acum. Dar o rândunică poate să anunțe primăvara. Și eu, dacă voi cere respectarea legilor, separării puterilor în stat și depolitizării instituțiilor de drept și de control, și dacă mă vor susține și alții deputați, e posibil să ajungem într-o zi când justiția îl va băga la pușcărie pe Plahotniuc. Poate chiar aceiași procurori care acum îi ascultă orbește ordinele. România merge pe urmele Moldovei, zice Ion Postolache, și sunt de acord cu el, cam asta cred și eu. Nu mai vrea nimeni să intre cu mine în dialog. Continui să citesc. Nu m-aș mira dacă va fi aplicată legea numărul 7, adică să fie lipsită de drept de vot în Parlamentul European. Se referă la punctul 7 din acordul Uniunii Europene, probabil. Dacă cade Plahotniuc, Moldova va fi condusă de Năstase, Țop și Filat, zice Tudor Sârghi. Greu de spus, dar Dodon unde crezi că o să fie? Cum îl cheamă? Renato Usată, unde crezi că o să fie? Dașor, unde crezi că o să fie? Ala Rusnac, bravo, succese mari. Dar de ce cu capa succese? Vania Dixon, vezi, dar fii mai atent cu live-ul ăsta. Să nu apară vreo berdelă și să-ți anuleze, rezultatul votului dacă vei câștiga acolo alegerile. Vania Dixon, e în voci precedentul Andrei Năstase, care a făcut un live și a zis, oameni buni, ieșiți la vot, și i-au anulat rezultatele votării pentru că ar fi influențat alegătorii. Eu cred că a fost un abuz atunci și mă mir că acum s-a schimbat legea și se permite chiar campania electorală în ziua alegerilor.
după ce deja a anulat un scrutin alegerea primarului capitalei. Și mă aștept la orice de la mafie, de la guvernare și de la o berdilă, dar voi citi mâine că am timp berechetul. Voi mai citi odată legea și dacă îmi interzice, voi relata doar de la fața locului și nu voi face niciun îndemn pentru alegători. După cum vedeți, eu și în live-urile astea mele, în interacțiunea mea cu voi, nici nu prea vă spun pentru cine să votați, cum să votați, doar vă informez că vă trebuie pașaport moldovenesc valabil dacă votați peste hotare, iar dacă votați acasă, vă trebuie buletinul cu viza de reședință și să votați numai acolo unde aveți viza de reședință, nu puteți vota în altă localitate. Și tot așa. La mine apare butonul verde și pe vertical. Am încercat și pe orizontal și nu merge. Marian Stoica, unde ai încercat? Că nu te-am văzut azi să fi cerut participarea în discuție. Iată, poți să mă uit dacă ești pe listă, dacă zici că ești cu telefonul mobil. Și te invit eu. Nu. Nu ești cu telefonul mobil. Eu nu te văd în lista celor care mă privesc de pe telefonul mobil. Nu ai buton. Nu apare numele tău cu buton. Ascultă ce a zis Valeriu. Poate trebuie să ieși și să mai intri odată în discuție cu mine, în transmisiunea asta live, și atunci o să apară butonul. Probabil tu ești de la bun început cu mine și privești de la bun început și de asta nu ai butonul verde. Așa presupune Valeriu, eu nu știu exact. Mă salută domnica Cemortan și zice, îmi urează succes și zice că merit, îi mulțumesc. Ghenadie zice că telefonul lui e vechi și de asta nu a reușit din prima. Presupun că are dreptate Valeriu, poate că a intrat și ai mai ieșit, de asta ți-a apărut după aceea butonul verde. Domnica Cemortan, de ce nu candidează ca independent? Întreabă Marian Stoica. Am și eu aceeași întrebare pentru Domnica, dar înțeleg că nu-i foarte ușor să locuiești peste hotare și să vii aici în Republica Moldova și să respecti toată birocrația, toate rigorile legii ca să poți candida. Dar Domnica explică altfel, că ea nu-i la fel de curajoasă ca mine. Mulțumesc pentru complimentul indirect. Mare păcat, ai fi făcut o echipă foarte bună cu un Oleg, mai ales dacă candidați independent. Îmi aduc aminte când am văzut acel video de anul 14, când l-ai colorat pe Lenin. Nu mi-am amintit dacă era anul 14, dar că l-a colorat monumentul lui Lenin de la Iedineț, da, mi-am amintit pentru că am filmat chestia asta. Și am publicat pe Curaj TV, este și acum pe YouTube acel video. Așa ar trebui să-l dechisim și noi pe Dragnea, să-i facem o statuie și apoi să-l colorăm în drapelul Rusiei, zice Marian Stoica. Dar de ce îl compari pe Dragnea cu Lenin? Când trebuie comparat cu Ceaușescu. Puneți-vă întrebarea, de ce sunteți așa departe unul de altul? Așa persoane ca voi trebuia să lupte pentru a uni poporul. Respect, domnule Ghenade, zice Valentina Caragia, și probabil e un reproș pentru Ghenade că a plecat așa departe sau un reproș pentru mine că nu m-am dus și eu cu el în Islanda. Dar Ghenade, vreau să vă spun, e persecutat politic pentru activismul lui, s-a deschis un dosar penal și dacă vine acum acasă s-ar putea să fie închis precum, cum îl cheamă, Gheorghe Petic, de exemplu. Alo! Da, salut. Noroc. Da, eu fac cunoștință cu internetul. Am înțeles. Și ai intrat doar de probă să vezi dacă merge. Da, da, da. Prima dată. Dar mergi la vot? Da, sigur. Unde ești? Eu la Italia. Ai pașaportul moldovenesc valabil? Da, da, sigur. Minunat. Sper că ai o secție de votare aproape. Știu că în Italia aveți cele mai multe secții. 29 din 83 câte sunt în toată Europa. Mă bucur că urmărești live-ul meu, mă bucur că ești pregătit de vot. Sper că o să te descurci poi mâine la secție de votare unde vei fi. Ții minte, anul trecut în Canada s-a organizat un marș sau meeting al comuniștilor și forțelor de ordine, și forțele de ordine au luat pe sus cu bastoane și gaze lacrimogene. Întreabă Tudor Sârghi, dar nu știu unde vrea să aducă ideea. Se întâmplă abuzuri oriunde în lume și pentru aceste abuzuri deseori polițiștii, jandarmii, carabinierii răspund. Dar la noi, iată, nu se întâmplă asta. Chiar și în Statele Unite se întâmplă uneori polițistul să îl împuște pe om și după aceea polițistul intră la pușcărie. Dacă s-a constatat că a folosit forța nejustificată.
Că poți să-l împuși pe om ca să-l ca să previi omorârea cuiva, o altă crimă sau în legitimă apărare. Și asta e foarte greu de demonstrat, legitimă apărare. Dar cel mai des, pentru omorârea cuiva, polițistul răspunde. Eu susțin pe Oleg, dar locuiesc în România, zice Marian Stoica. Dacă aveam cetățenie moldovenească, atunci puteam să votez. Da, în România sunt 12 secții de votare, dar pot vota numai cetățenii moldoveni cu pașaport moldovenesc valabil. Nu contează dacă au buletin sau pașaport românesc, dacă au viză undeva, dacă s-au înregistrat sau nu în prealabil. Important e să aibă pașaport moldovenesc valabil. Preferabil biometric, dar merge și pașaportul vechi, numai să fie valabil. Acela vechi, albastru, am în vedere. Probabil lui Oleg e mai greu, se teme să deschidă gura. În Moldova se duce lipsă de lucrători pentru că toți pleacă din țară. N-am înțeles. Valentina Carajie zice despre mine că mă tem să deschid gura? Da, eu credeam că-s campionul curajului. Pff, ce lovitură! Ok. Dacă Platon nu apare la cameră video, putem avea orice suspiciune, zice Ghenadie despre, iată, vestea că ar fi fost tăiat cu cuțitul la închisoare. Altă regulă ca să intrați aici în live, apăsați full screen, apoi apăsați butonul verde și acceptul. Altfel nu merge. Adică nu mă priviți așa pe verticală, ci întoarceți telefonul pe orizontală, acceptați rotirea automată și să fie ecranul plin cu brega. Și abia acolo jos, lângă comentarii, vă apare și în rândul de simboluri, vă apare și butonul verde de participare în live. Iată, Ghenadie a observat așa o chestie. Până nu punem mâna pe furcă, nu hotărâm nimic. Da, dacă vrei să muți baliga din loc, dacă vrei să aduni o căpiță de paie, poți să folosești la săpat furca dacă nu e înghețat, că am fost acum la Pepen și am văzut că noaptea îngheață la suprafața solului și solul încă e umed. Dar altfel n-ai ce să faci cu furca în viața publică, în viața politică, da? Lași furca acasă dacă te duci la alegeri, lași furca acasă dacă ești la protest, pentru că suntem în mileniu 3, suntem în buricul Europei, avem stat de drept, bazat pe legi, iar protestele trebuie să fie exclusiv pașnice. Altfel, vine fulgerul, îți dă cu bâta în cap și te bagă un pic la pușcărie. Văd că din nou Ghenadie vrea să intre, mai are replici de zis, sau vrea să verifice doar dacă funcționează treaba. Echipa unită de prieteni te susține, zice Valeriu Frunză. A, de prieteni. Credeam că e ceva ironie, dar el se referă chiar la o echipă unită de prieteni. Sper că sunteți mai mulți acolo și că o să mergeți poi mâine toți la vot. La vot. O simplă mențiune, dacă îmi permiți. Da. Da. Deci, uite, atunci când omul vrea să intre în discuție, are la vedere butonul verde, chiar dacă ține telefonul așa. Bun? Ai da. Butonul verde. Da. Dar când ai apăsat, el îți cere ție request-ul, tu l-accepti, eu mai departe nu pot face nimic până nu apăs full screen, am full screen-ul și abia atunci full screen-ul se întoarce automat pe lateral. Eu pot vorbi cu tine și așa, dacă vreau tare. Deci, să înțelegeți mecanismul, trebuie să apăsați pe full screen, telefonul vi se pune pe lateral și normal că ți-e mai comod să vorbești așa ca să ai tu spațiu. Ok. Spor. Ok. Full screen din engleză înseamnă să umple ecranul, să arate pe tot ecranul în video. Da. Sunt unele telefoane inteligente că atunci când dai un video și îl rulezi, dacă întorci telefonul pe orizontal, automat îți umple ecranul. Îți spun eu de telefoane inteligente pe care le-am eu. Apoi nu scoate, evident. Spun că unele fac așa. Bun, vezi că ești de data asta fără căști, să aude ecoul meu, te scot. Da, da. Să mă uit, nu mai așteaptă nimeni să intre acum, 204 oameni se uită la noi, citesc. Și ce am hotărât noi cu protestele? Nimic. Cum Iura Rusu? De câte ori ai ieșit la protest? Noi am protestat de sute de ori, eu cu fratele meu, cu asociația Hyde Park, cu alte ONG-uri, cu grupuri de ONG-uri, cu partide de opoziție. Și foarte multe chestii am rezolvat.
Inclusiv am oprit federalizarea Republicii Moldova pe care avea de gând să o facă Voronin. Amintește-ți că era Putin în avion, venea la Chișinău să semneze acordul de federalizare a Republicii Moldova. Și noi am ieșit în stradă și au intervenit ambasadele și s-a oprit federalizarea. Ceea ce mi se pare minunat. De exemplu, tu n-ai reușit, tu n-ai reușit nică cu protestele pentru că n-ai fost la proteste. Dar dacă ai fi fost, ai fi reușit câte ceva. Zic eu. Dacă vor fi aduși cetățeni din Transnistria cu autocarele la Călăraș ca să voteze, trebuie de filmat și documentat. Da, Tudor Sârghi, dar ei nu vor putea vota la Călăraș, pentru că nu au viză de domiciliu la Călăraș. Și acum, ca la alegerile locale, se votează numai acolo unde domiciliez, dacă nu votez peste hotare. Că peste hotare pot să votez oriunde, la o secție de votare cu pașaportul moldovenesc valabil. Dar acasă, în țară, se votează numai la domiciliu. Numai unde apare în țădul aceea, anexa de la buletin, ștampila că domiciliez. Deci eu, dacă aș vota cu buletinul, ar trebui să merg la Pepen să votez. Dar n-am pe cine alege acolo și mi-am făcut special pașaport moldovenesc, o să-l folosesc numai la alegeri și cu acest pașaport mă duc să votez la Iași. A vrut cineva să intre, dar nu știu de ce nu a reușit. Probabil are dreptate Ghenadie când spune, trebuie să fiți cu ecranul plin, dar nu vă mai spun toate regulile astea că o să vă amețeți. Cine vrea, o să se descurce. Cine nu, poate așa trebuia. Scriți text și o să-l citesc. Igor Țânțar zice, apiat pe măr reșat rezultate Vyborov. Jal. Eu nu cred, Igor, că e adevărat sperietoare asta. PMR are două circumscripții ale sale și va decide rezultatele voturilor în acea circumscripție. Și e foarte bine. PMR-ul să-și decidă cei doi deputați din PMR, din Pridnestrovie, și o să aibă reprezentare în Parlament. Atenție! Din Găgăuzia s-ar putea să vină doi candidați independenți, doi deputați independenți. Prima dată în istorie candidați independenți s-ar putea să ajungă în Parlament, conform votum MD, doi deputați, Dudogloș încă unul, care candidează independent, s-ar putea să ajungă deputați. Și din Pridnestrovie e foarte posibil să vină tot vreun independent. Victor Crețu nu reușește să intre, îi mai dau o șansă, după care încerc cu Dan Dan, văd că așteaptă și el la rând. Oleg, mai face ceva în a mobiliza diaspora să o voteze? Cum e concurența voastră, Ruslan Darii? Face. Am văzut că a fost la întâlniri peste hotare. Iată, poate să ne confirme și Tatiana Nogailuc, care vrea să intre cu noi în dialog. Când a fost la Roma, probabil s-a întâlnit cu ea. Face apeluri. Ea pentru asta și-a candidat în diaspora peste mine. Ca să mobilizeze cât mai multă lume, ca să voteze cât mai mulți pentru blocul acum, ca să câștige majoritatea și să guverneze. Bine, luați și mandatul meu, bine, guvernați. Da, doamna. Da, doamna. Oleg. Ciao, da, bună seara. Ciao, da, bună seara. Ah, ok. Vreau să-ți fac niște întrebări. Ești disponibil să dialogăm? Sigur, sigur, sigur. Sigur. Deci, toate străzile duc la Roma. Tu de ce n-ai venit să te întâlnești cu noi? Pentru că nu am bani de campanie electorală, fac campanie cu buget zero. Eu am trecut pe la Roma, dacă v-am închis, în decembrie și chiar v-am contactat să ne întâlnim, dar eram deja la Chișinău. Ar fi bine să folosiți crești sau să dați sunetul mai încet, pentru că se aude cu eco, dacă e posibil. Măcar dați un pic mai încet, nu o să mă auziți dacă dați mai încet. Am mai multe întrebări, revin, mă duc eu căștile, bine? A, ok, bun. Ați văzut că merge, vă aștept, dar un pic mai târziu. De ce n-am venit la Roma să vorbesc cu potențiali alegători de la Roma? Iată, am ales să vorbesc cu cei de la Roma și de oriunde din Italia, să vorbesc pe Facebook direct, fără cheltuieli inutile. Și atunci am trecut pe la Roma pentru că am prins un bilet de la Lisabona de 13 euro cu escală la Roma și zic, dacă tot fac escală la Roma, hai să-mi iau o zi, două și să revăd Cita Eterna, pentru că prima dată am fost în 95. A doua oară am fost în 2003 și mi-a plăcut foarte mult. Acum am fost dezamăgit de felul cum arată orașul acela. E plin de turiști, e foarte murdar, infrastructura e strașnică, infrastructura ciclistică, că am vrut să pedalez pe acolo. Dar mi-a plăcut când am plecat că am mers transportul nocturn până târziu și am putut să ajung cu același bilet, cu același abonament de nu știu câți euro,
până aproape de Ciampino. Cine mă sună pe telefon? Nu pot să răspund la telefon, mai ales că e aproape ora 10. Citește toate comentariile la rând, zice Iuri Rusu. Încerc, dar uneori nu reușesc, sunt atât de multe comentarii și unele se pierd sus și sus, deja nu mai pot să le citesc, că dispar undeva. Ujesc Azale și tovăzit budu 400 lei za golos. Igor Țânțar vorbește folclor din ăsta electoral despre cât o să coste. Oricine putea spune anunțul acela pe internet, deci lăsați-mă. Până nu se confirmă, până nu-l prindeți pe cineva cu probă, cu dovadă, nu-mi vorbiți de bârfe din astea electorale. Mai face ceva? Am citit comentariul lui, întrebarea lui Ruslan Dari și am comentat. Mie îmi pare că Maia face îndemnuri ca oamenii să participe la vot. Ce părere aveți despre unire? Alina Marie, am părere bună. Sunt unionist de când mă țin minte, cu tot clanul meu am fost unioniști, chiar am stat și închis pentru unire. Acum sunt mai sceptic, mai rezervat, dar dacă se pune la vot unirea, votez. Dacă se face referendum, particip și pledez pentru unire. Cred că ar fi mai ieftin de întreținut un parlament și un guvern, nu două, numai cât ne costă ambasadele, întreținerea ambasadelor peste hotare. Să știi că ești brav, că nu te temi de pagini sau de păgâni. Nicolae Simion, nu mă tem de păgâni pentru că și eu sunt considerat păgân, eu sunt ateu declarat dezbotezat acum 6 ani. Și nu mă interesează originea omului sau confesiunea, credința omului. Pe mine mă interesează drepturile omului și funcționarea legii. Și de asta, știind științific că toți suntem datori cu o moarte, că nimeni nu rămâne să trăiască veșnic, nu mă tem nici de păgâni, nici de credincioși, de nimeni. Ce părere ai despre Chertoacă? O părere foarte proastă. E un demagog și e un politician dezastruos. Ca primar al capitalei s-a compromis definitiv și el și partidul lui. Iar comportamentul unchiului lui, care a condus până acum Partidul Liberal, a fost lamentabil. Coleg? Da, doamnă, acum deci și deci sunt aude. În direct. Dima, sunt și coleg Brega în direct. A venit și eu acasă. Și se aude mai bine acum, da. Da, vă întrebam dacă de ce n-ați reușit să fiți la Roma. Știu că ați fost, îmi pare rău, eu atunci eram în țară. Deci aveam unele întrebări pentru tine, fiindcă la Roma s-au prezentat numai 3 candidați, deci știi că a fost doamna Maia Sandu, Valentina Geamnă și aseară doamna Stella Stângaci. Deci vroiam să te întrebăm, tu candidezi pe circumscripția noastră, și doream să știm care a fost tangența ta sau care au fost colaborările tale cu diaspora din Italia, dacă ai avut până acum, fiindcă după cum se știe, după datele statistice, noi suntem cei mai mulți cetățeni a Republicii Moldova, anume în această țară. Eu prima dată când am călătorit cu un shopping tour în 95 la Roma, Latina, Veneția, câștigasem un concurs televizat, am constatat că jumătate din autobuz a rămas acolo, în Italia, a rămas la lucru. Atunci a fost prima mea interacțiune cu gastarbeiterii noștri, am rămas uimit că oamenii își iau lumea în cap și pleacă peste hotare și era explicabil. Atunci chiar o duceam foarte rău, în 95. După care am mai stat vreo 2 săptămâni la Roma, tot într-o călătorie de familie am fost și am văzut cum lucrează badantele, am văzut cum trăiesc pe sub poduri unii. Deci cunosc realitățile de la Roma. Ultima dată am fost la Genova, chemat de primărie de acolo să vorbim despre drepturile omului și tot am observat fenomenul. Dar acum internetul face posibilă comunicarea cu oricine, de oriunde și foarte des pe site-ul nostru Curaj TV publicăm dureri, probleme ale oamenilor plecați peste hotare. Chiar azi am publicat mărturia unor moldoveni care au plecat acum 2 săptămâni printr-o firmă de angajare, de recrutare în Spania, li s-a promis condiții decente de muncă și de lucru și acum au ajuns, iată, să se plângă la Sevilla, la poliție, că erau ținuți ca animalele într-un garaj. Avem așa gen de situație și în Italia, mai ales în sudul Italiei ultimamente. Altă întrebare ar fi, ce crezi tu despre BRD? Consider că e o structură de stat ineficientă și care se ocupă, ca și televiziunea publică,
de fapt, de lustruirea imaginii guvernării, până acum și-a demonstrat ineficiența. E eficient poate pentru guvernările care s-au succedat. Nu, în general, scuză-mă, Republica Moldova în general are nevoie de așa birou sau de așa gen de structură pentru migranți? 1 milion suntem după hotare. Exact, dacă e o treime din toată populația Moldovei peste hotare, poate și un minister e necesar, dar minister care cumva să consulte oamenii cei și să folosească expertiza oamenilor de peste hotare, dar nu să încerce să-i manipuleze și să-i aducă în slujba lor. Și în minister trebuie să fie implicați ex-migranți care au revenit acasă sau să îndemnăm pe unii care au făcut studii aici, care au simțit gustul libertății, deci înțeleg ce înseamnă să dezvolt, să faci unele legi care sunt pentru diaspora, cunosc problemele diasporei, deci eu cam așa văd situația, tu? Păi de la caz la caz, în dependență de disponibilitatea migrantului. Dar uitați-vă și Olga Coptu, nu venea din migrație, nu din Italia, a fost cooptată și a fost președinta BRD, dar ați văzut că a fost în slujba partidului și a lustruit imaginea partidului, chiar dacă ar fi trebuit să fie solidară cu dumneavoastră, cu cei plecați. Nu vreau să spun nimic la acest subiect, nu okay. Le facem publicitate. Deci vroiam să întreb, în caz că tu treci, câștigi, da? Am și un cadou pentru tine, o să-l arăt la urmă și o să-l trimit în Republica Moldova. În caz că treci, câștigi, în baza legislației, din câte eu știu personal și am mai aflat zilele astea pe internet, se spune că un deputat o să vină, o să călătorească în diaspora cu banii guvernului, banii publici. Deci tu ești de acord cu așa, deci fiindcă o leafă de deputat nu ar permite. Sau sunt unele structuri internaționale care prin proiecte, sau persoanele var, ai prieteni mulți care te-ar accepta acasă, fiindcă poți să vii în diaspora și să dormi la cineva acasă, la prieteni, poți să călătorești cu microbusul, cum călătorim noi, cu autocarul, nu numai decât cu avionul, în așa mod gustați din viața diasporii, din viața migranților, nu? În caz că ești deputat, cum te miști în diaspora, din care sursă? E adevărat și eu spuneam, dacă o să ajung cumva printr-un concurs de împrejurări, șef de fracțiune sau șef de comisie și o să-mi se dea mașină la scară cu șofer, o să-i concediez și o să refuz aceste servicii. Nu văd de ce un deputat ar avea nevoie să meargă de la servici la acasă și de acasă la servici, de mașină de servicii. Ce altă ocupație? Ce altă... Deci îți folosești bicicleta? Exact. Dacă o să plec vreodată, eu știu, totuși ar trebui să țin pulsul, să comunic din când în când cu oamenii de peste hotare, o să merg în condiții cât mai simple, cât mai econome. Dar totuși mi se pare absurd cum într-un continent de 500 de milioane de oameni, dintre care sunt răsferați peste tot 1 milion de moldoveni, cum să încerci să răzbați? Să te duci să vorbești cu 10 oameni la Roma, care e miza? Cât de reprezentativi o să fie cei oameni? Deci mai degrabă o să fac niște conferințe online, ad hoc, imediat când o să am nevoie să-i consult într-o problemă ceva, pe Facebook, că tehnologiile deja ne permit gratuit de la birou să faci chestia asta, decât să iau avionul, să merg cu oamenii, să-i organizez, să adune, să plătesc și chiria selei celia, ca să vorbesc cu 5, cu 10, cu 15 oameni și aceia probabil din cunoștințele mele, cum face Olga Coptoș cu Stella Stângaci. Vreau să te întreb ce idee ai tu despre lobism în general în Republica Moldova, între diaspora și Republica Moldova, dacă există, și la aceasta mă refer și la altă întrebare, deci eu adaug. Ești de acord ca să se formeze un partid a diasporii? Deci din diaspora, cu lideri din diaspora, tu ai dori să faci parte din așa partid, fiindcă deja se mișcă ceva în diaspora, din câte eu știu. Nu cred că e necesară segregarea diasporei, pentru că oricine revine acasă, gata, nu mai este diaspora, e de aici, de acasă. Da? Hai să facem acum și partidul bălțenilor, partidul cahulenilor, partidul transnistrienilor. Mi se pare inutilă chestia asta, dar să implicăm pe oamenii din diaspora și o lege, un cadru normativ care să vizeze această relație, poate ar trebui elaborat. Oleg, avem așa de multe probleme în diaspora, dar pot să spun una care zilele astea am auzit de la câteva persoane. În Republica Moldova se știe că la PIB noi am participat, dar mai ales am procurat unele locuințe în Chișinău, datorită nouă s-a mișcat economia un pic. Sunt multe persoane care au plătit pentru aceste locuințe, dar nu au cheile sau s-au trezit că sunt 5
5 proprietari la un apartament. În Italia, numai să pun un exemplu pe Facebook sau Adnaclasnici și crede-mă, foarte multă lume o să spună că este așa. Deci zilele acestea a chemat o doamnă și plângea că sunt vreo 5 locuitori, alta plângea că a dat deja banii și nu a avut locuința. Deci cine protejează drepturile intereselor acestor persoane? Și aici vin cu întrebarea. De ani de zile când noi mergeam la Congresul Diasporii la Chișinău, am cerut ca pe lângă Consulatul sau Ambasada Republicii Moldova în Italia sau în alte țări să avem un avocat care cunoaște legislația Italiei și legislația Republicii Moldova, care cunoaște ambele limbi, care ne protejează interesele și drepturile, fiindcă probleme avem foarte, foarte multe, începând cu problema divorțurilor, începând cu problema copiilor, care vrem vreo doamne care au rămas fără copii deja aici. Deci un avocat deja avem, pot să fac și numele dumnealui, este domnul Eduard Digore și noi l-am propus odată la un congres. De ce nu ar fi cazul ca dumnealui să vină odată în lună? Persoanele știu că el vine, spre exemplu, da? Dar avem și 5 avocați deja care s-au format aici în Italia, care cunosc limba română, limba rusă, limba italiană, limba engleză. Ei deja activează, deja au câștigat câteva cazuri foarte complicate și persoanele au rămas mulțumite din urma acestor colaborări. Deci noi am cerut tot timpul ca pe lângă ambasadă și nimeni nu ne-a ascultat până acum să avem un avocat, un psiholog, un comercialist, o persoană care se pricepe aici pentru când persoanele fac cauză, nu au fost achitate sau... Fiindcă italienii nu ne protejează drepturile noastre, mai ales femeile care sunt badante, cele care stau închis în casă din 24, din 24, nu există un sindacat pentru ele, există numai ACLI, care la Chișinău a devenit PATACLI, s-a deschis un oficiu care se ocupă cu pensia moldovenilor în Italia. Deci noi avem nevoie de acest gen de persoane pe lângă ambasade, consulate, chiar și un mediator intercultural, fiindcă probleme sunt foarte multe, consulatul, ambasada nu reușesc să fac față la toate aceste probleme. Deci pe viitor, dacă tu reușești să ajungi în Parlament, devii deputatul nostru, cum vezi așa o soluționare acestor probleme? Eu vorbesc despre Italia, fiindcă cunosc teritoriul și, crede-mă, cunosc foarte multe cazuri care avem nevoie de așa profiluri pe lângă consulatele noastre. De acord, orice soluție din asta trebuie discutată și, dacă e bună, e viabilă, să fie adoptată. Asta va fi mai degrabă preocuparea partidelor care vor ajunge la guvernare. Eu cel mai probabil o să fiu în opoziție și o să critic, o să analizez critic fiecare propunere din asta, să văd dacă nu cumva e o încercare de spălare de fonduri sau încercare de lobare a intereselor de partid acolo peste hotare, cum a fost VRD-ul până acum. Și deci o să fiu critic, sceptic, dar soluții din astea trebuie să propună partidele care au pretenția să guverneze. Așa cum ai spus tot timpul. Eu sunt candidat independent și voi rămâne și deputat independent. Cum planifici să îndeplinești promisiunile electorale în caz în care nu vei avea majoritatea parlamentară? Deci cum ai să faci? Anume asta spuneam. Candidând independent, n-am cum să fiu decât deputat independent, cineva? Nu am de gând să mă bag la guvernare în vreo fracțiune și de ce voi rămâne probabil în opoziție sau voi vota doar proiectele bune, expertizate, pe care o să le consider din propria convingere că sunt necesare. Cel mai probabil nu o să fie votate proiectele propuse de mine, de cei care sunt clanuri. Când ai să prezinți proiecte de lege, o să dorești prima să le discuți cu noi, cu diaspora, pe urmă să le prezinți? Dacă o să vizeze diaspora, evident. Dacă o să fie chestiuni în care eu nu mă pricep, o să consult experți. Consult, da. Care s-au manifestat peste hotare și o să țin cont de părerile lor. Că sunt foarte multe chestiuni în care nu mă pricep. Eu, artist, fiind maxim pricepându-mă la drepturile omului, nu o să mă pricep la chestiuni financiare, la economie, cât politică externă și tot așa. Și atunci o să consult toată societatea, nu doar că dacă ajungi deputat, nu neapărat reprezinți diaspora, reprezinți toată societatea. Sigur, sigur. Ce facem cu referendumul? Eu personal... Eu îl boicotez, o să ignor cele două buletine. Deci, altă întrebare este, un chirurg răspunde de viața unei persoane, un profesor de o clasă întreagă. Tu ești... pregătit ca să reprezinți o diasporă de cât sunt în Europa. În Italia sunt peste 150.000, deci nu știu cât sunt în Europa, în toate aceste țări care cuprinde circumscripția 50. Deci ești pregătit, ești gata? Niciodată nu poți să satisfaci pe toată lumea și cel mai probabil
unii vor vota împotriva mea, adică pentru alții candidați, și vor fi dezamăgiți de alegerea mea ca deputat, dar o să încerc să apăr interesele oamenilor în general, în funcționarea legii, separarea instituțiilor, puterilor de stat și nesubordonarea politică, mai ales a instituțiilor de drept și de control, încât sper să fie mulțumită multă lume că va începe să funcționeze statul de la aceste demersuri ale mele. Ce este patria pentru Oleg Bregă? Care este patria lui Oleg Bregă? E o noțiune abstractă. Eu am de 22 de ani și cetățenie românească și chiar azi m-a sunat cineva, cred că din Rusia, și era Oleaca Ghezmâi și mă întreabă: tu ești patriota căriței? În România ori... Și el era atât de hotărât să afle dacă-s patriotul României sau Republicii Moldova, că de fapt după aceea mi-a trimis un SMS și a zis că Rusia are cea mai mare armă. Bă, dacă tu ești patriot al Rusiei, de ce-ți pasă mie dacă-s patriotul Moldovei și al României? Dar eu de fapt nu prea sunt patriot, sunt mai degrabă un cosmopolit, un cetățean al planetei, și mi se pare deja învechită și noțiunea și ideea de patriotism. E bine omul să se simte bine oriunde. Și uitați-vă, cei din diaspora sunt venetici în țările unde s-au dus ei. Dar dacă le sunt respectate drepturile, interesele, oamenii preferă să rămână acolo venetici într-o țară străină decât la ei acasă, dacă călcați pe grumaz. Ești pentru a privatiza întreprinderile de stat, fiindcă monopolul, tu știi că ucide. Fac un exemplu, cum am făcut și la alți candidați, noi care am procurat ceva în Republica Moldova sau avem casele părintești, ne trezim uneori că avem de-a face numai cu o agenție, spre exemplu, lumină, sau nu mi-aduc aminte acum, gazul, nu avem alegere. Deci aici, în Italia, când tu tragi lumina, tu poți să aplici la zeci de companii, deci este o alegere care te joci, care sunt, care colaborez numai prin internet, sunt care vin și iau datele de pe contator acasă, deci sunt diferite. Tu ești pentru a privatiza întreprinderile de stat din Republica Moldova? Păi n-au mai rămas prea multe, dar nu sunt pentru privatizarea cu orice preț. Ați văzut că acum am ajuns de alegeri, în condiții foarte obscure, s-a privatizat Tutun CTC, se pregătește privatizarea Moltelecomului, mai ieri s-a dat în concesiune aeroportul și s-ar părea că s-a dat unor investitori ruși și după aceea a ajuns pe mâna lui Șor. Decât se privatizeze în halul ăsta, mai bine să nu se privatizeze deloc. Din contră, ați auzit, în ajun de alegerile trecute s-a naționalizat Banca Socială, sau nu știu care acolo, Banca de Economii. Acum s-a naționalizat, s-au luat pachetul de control de către stat la Moldincombank. Se pregătește probabil o fraudă. Deci la noi noțiunile toate s-au întors cu fundul în sus și nu mai știi dacă e bine naționalizarea sau e bine privatizarea. Dacă se face cu rea intenție, orice ai face, oamenii au de pierdut. Deci, conform de economiei de piață, statul e prost de gestionar și e bine să se dea pe mâini private. Dar vedem că pe mâini private la fel de multe lucruri proaste se întâmplă. Oleg, dacă îmi permiți altă întrebare care mă doare. Noi în Italia se știe că suntem majoritatea femei. Deci am aici niște cărți, nu pot să le arăt. În fiecare an ies un dozier statistic o migrație în Italia, unde relatează starea noastră, unde ne aflăm, în care zonă, în care localitate, cât suntem, câte conturi în bancă avem, câți avem la pușcărie și așa mai departe. După datele care le-am luat de la ambasada anul trecut, fiindcă îmi trebuia pentru a scrie teza mea la masterat, am aflat că avem undeva în jur, din 2015 la ziua de azi, undeva în jur de peste 400 de persoane decedate. Majoritatea sunt femei, 80% sunt femei, aș putea spune că cu vârstă nu chiar înaintată, și primul loc este cancerul. Deci am avut ocazia în 2007 să merg la Chișinău să organizez o conferință cu 16 industrii italiene care pe atunci vreau să vină în țară, dar când am plătit la un jurnal, care nu vreau acum să fac numele, 1000 de euro pentru un articol, când ni se cerea în orice instanță, intram, ni se cerea computere sau ce ne aduceți, ce ne dați, în 2007, deci tu știi care era situația, din italieni au rămas numai doi care știu că au făcut afaceri acolo. Dar revin la întrebare. Când am mers cu acești italieni pe diferite instanțe în Republica Moldova, eu personal nu știam care este situația, am mers la ecologie, nu țin minte domnul Cancer sau nu țin minte familia unui domn de acolo, am rămas impresionată când ne-a povestit care este situația apelor, că în țară la noi vorbeau cu italienii și spuneau că
În Italia, când găsești un șifer, da, un lament șifer, deci vine poliția, înconjoară tot, se confiscă și există, eu acum muncesc la INEL, există o lege pentru persoanele care au muncit în fabricile cu ardezie, cu șifer, da, li se acordă o pensie, o sumă de bani specială. Fiindcă se știe că este cancerogen, deci cancerigen, da, cancerigen. Azbestul și ardezia. Da, azbestul și ardezia. După asta, când au mers prin sate, fiindcă eu special am organizat cu această delegație să mergem la Ialoveni și la Puhoi, în satul meu de Baștină, când au văzut casele noastre acoperite cu acest produs, s-au astupat nasurile. Și au spus, voi trăiți în așa condiții, toi trăiți în așa condiții. După asta, unul din ei a rămas mirat că cimitirile noastre sunt construite în mijlocul satelor și a spus că, cum, Napoleon încă a scos legea că cimitirile trebuie să fie măcar 200 de metri de la o localitate, fiindcă se știe că apele subterane, 7 straturi, nu știu ce mai spuneau ei atunci, trec și noi ne îmbolnăvim. În afară de aceasta, ce au observat ei, fântânile lângă viceurile la persoane care trăiau prin sate. Deci astea au fost niște motive care, când m-am întors înapoi în Italia, am participat la o conferință în ceea ce privește cancerul la femeile din Est Europa, România, Moldova, Ucraina și femeile din America Latină. S-a constatat că aceste femei aduc cancerul în cârcă din motivele care ți le-am zis prima și mai ales că noi am avut Cernobâlul. Înțelegi care este... Și noi când am fost la congrese, unii vreau să ajung, când am fost la congrese, când vineau pe aici, se arăta Filat, Lupu, Gimpu, toți prin Roma, Leancă, noi le spuneam, de ce nu permiteți ca persoanele să construiască, să se deschidă acele fabrici de construcția oalelor, olăritul? Fiindcă material știu că este, fiindcă așa, în așa mod am schimbat șiferul ardezia pe casă, trebuie de făcut o campanie intensă la televizor, cu psihologi, cu medici oncologi, cu fete care sunt bolnave de cancer, avem o grămadă pe Italia, prin spitale, și să aducem la cunoștința persoanelor în așa mod să dezvoltă și o afacere și circulă și banii și schimbăm această mentalitate, fiindcă zic, în Italia când vezi o bucată de șifer, nu o vezi, dar când o vezi, trebuie să chemi poliția. Și vin oameni mascați. Oleg, oamenii sunt mascați care vin. Înțelegi? Păi da, ca anume ardezie, azbestul ăsta e periculos în stare de pudră, de praf în aer, că atunci se depozitează în plămâni și el de acolo nu mai iese și se duce la cancer. Deci, ce s-ar putea de făcut în țară, fiindcă eu te văd pe circumscripția noastră, da, tu candidezi, dar pe mine mă doare sufletul, îți spun sincer ce e aici să faci în țară. Eu nu mă gândesc la noi, noi care am ajuns aici deja de bine de râm, stăm un pic mai bine, just. Oricum, suntem în altă țară, de muncă este azi, mâine nu, poi mâine găsești. Am fost operată 3 ore aici, gratis. M-au tratat ca pe o principesă, am venit acasă cu pachetul cu medicamente, deci copilul meu a studiat aici, nu am dat odată un ban. Eu mi-am făcut studiile începând cu BAC, cu licență, 2 mastere, nu am dat odată un ban. Anții, am studiat gratis și am dus la universitate la noi alți 19 studenți, la dominicani care aparține Vaticanului universitatea privată. Deci noi vrem uneori să revenim acasă, spunem că vrem să revenim acasă, dar dorim unele condiții ca lumea să înțeleagă, care sunt acasă, ne privesc acum, că noi dorim măcar ceva din ceea ce am văzut aici, să fie înlăturat corupția, școala să funcționeze, copiii să nu fie otrăviți cu mâncare. Noi ne plânge sufletul când suntem la distanță și mă întreb, ce putem face noi? Noi facem voluntariat, procurăm bunuri din țară, promovăm oamenii, iată am chiar șalurile astea, deci aflu că cineva face ceva, dau comandă, cumpăr, ca să ajutăm pe cei care au rămas acasă, dar nu putem noi să-i ajutăm pe toți sau să-i salvăm pe toți. Necesităm de unii politici, de unii candidați, de unii deputați care să reprezinte interesele, în primul rând, a celor care au rămas acasă și vorbeam prima de ardezie, să fac unele schimbări, fiindcă mor lumea de cancer și prin sate. Deci, mămica mea are de cancer. Se pare că exista o lege care interzicea importul de la o anumită dată de astfel de ardezie și după aceea o altă dată pentru comercializare, dar văd că și acum continuă să se comercializeze. Deci, probabil, continuă și importul ilegal, probabil, pe undeva prin Transnistria. Deci, legea există, dar nimeni nu o respectă. Cineva m-a întrebat, eu am spus că într-un direct cu Oleg Vrecă, m-a întrebat să te întreb, nu ai frică să te expui așa de deschis contra acestor bandiți de la putere? Deci, o doamnă mi-a zis, Tania, întreabă. Eu răspund alternativ. Odată da, odată nu. Deci, am frică sau n-am frică, dar dacă mă exprim, înseamnă că mi-am luat frica în mâini și o stăpânesc. La fel și cu emoțiile. Eram odată foarte rușinos, dar dacă mi-am luat rușinea, timiditatea în mâini, o stăpânesc și acum am și debit de verbal și putere de convingere. La fel și cu frica. Cu moarte suntem datori. Am fost atacat de atâtea ori, deja am văzut cum e, nu mă mai tem că dacă o să mă mai atace odată.
Da, odată să mintim ating te-au închis și noi toți în diaspora s-a spars vocea, toți urmăream ce se întâmplă cu Brega acasă. Vreau să-ți arăt că aveam un cadou pentru tine, dat faptul că nu ne-am văzut la Roma. O să-l trimit prin rutieră și vreau ca să ajungă. Deci aici înăuntru nu o să desfac, este un clopoțel de ciocolată și un clopoțel în ceramică, așa cum am cadonat și altor persoane cu care am avut de-a facere. Deci aceste clopoțele, spuneam și aseară doamnei Stângaci, că foarte multe femei sunt sculate cu așa clopoțele. Deci noi suntem slugi moderni, psihologii, sociologii. Aici în Italia, în cărțile care iese dinspre Badante, dinspre femeile noastre, ne numesc slugi de pasaj, schiavi de pasaj, deci slugi în trecere. Îți dai seama, și foarte multe femei de noastre sunt sculate cu acest clopoțel. Deci dacă e să ajungi în Parlament, acest clopoțel să fie cu tine și să le aduci aminte că ești vocea noastră. Ați pomenit de faptul că sunteți mai mult femei acolo și mi-am adus aminte că recent se vorbea în mass media despre sindromul Badante, femeii deci, în Italia. Deci, e o maladie sindrom, mai degrabă psihică decât cancer sau ce ați povestit dumneavoastră. Da, deci, omul se simte suprimat acolo și lipsit de personalitate. Da, deci ți-a dat la cunoștință. Dar ăsta e un flagel mondial, probabil. E de la stres, deci această carte poți să o iai 50 de lei în librărie din hall sau librăria centrală. Am făcut teza, deci teza mea am chemat-o Moldovenia, Italia, globalizare, efectele migrației și asociaționismul diasporal. În majoritate am dedicat un capitol întreg acestei teme, deci citind, răscolind mai mult literatură și această boală vine mai mult de la segregarea acestor persoane. Ele sunt deseori depresă. În România, Iași, deci aseară m-am întâlnit cu Stali, Dima Stali, pe masă. Deci m-am întâlnit aseară cu un jurnalist de la RAI care dorește să vină în Republica Moldova, dar eu am spus că nu-i cazul, fiindcă eu nu cunosc situația la Costiujeni. Zic, duceți-vă în România, Iași, sunt foarte multe femei deja internate la spitalul psihiatric din Iași, cu așa zis sindromul Italia. Acest sindrom a fost descoperit în Ucraina în anii 2005, atunci când femeile au revenit acasă după așa zis sanatorie, ceea care le-a pus în regulă, fiindcă femeile noastre, am soră care n-a fost acasă 7 ani, copiii au crescut singuri la Puhoi, am rude care n-au fost acasă 5 ani, 8 ani, deci din motiv că nu eram puși în regulă aici, nu aveam acte ca să plecăm acasă. Și îți dai seama, când tu muncești la fix, știi ce înseamnă? Femeile noastre sunt foarte blânde, foarte bune la suflet și ele merg și muncesc uneori munci foarte grele care sunt și plătite, deci cu Alzheimer, cu Parkinson, demență senilă, sunt bolnavi cu șizofrenie, handicapați care sunt agresivi, care uneori le pălesc. Și ele sunt libere numai duminică, uleg, când merg la biserică sau duc colete acasă și joia. Deci noi suntem aici în pușcării moderne. Și oricum pentru astfel de activități este necesare și pregătire profesională specială. Dar da, oamenii care vin de la Temir, ce altă profesie, poate unii cu facultate, cu masterat, în alt domeniu și ajunge să facă astfel de muncă, e stresant, e cumva... Strivitor. Cam asta este și motivul, Oleg. Deci eu o să fac în mod ca și cartea și clopoțelul, nu te mai du la librărie, nu ai să ai timp, ca să cunoști situația moldovenilor Italia și asociațiilor. Deci asta este opinia mea personală, a fost licența mea care am tradus-o în limba română. Noi îți dorim succes, o să ajungă și clopoțelul și dacă ajunge acolo să-l sun cât mai tare. Deci... Mulțumesc, dacă ajung în funcție să considere mită, nu știu ce valoare are, dar legea cam interzice cadouri mai mari de o anumită sumă. Când ne vedem, atunci îmi dai 5 euro. Ok. Sau așteptați alegerile și atunci să nu trimiteți celui care ajunge deputat. Ok, Iulie. Eu îți mulțumesc, succes și baftă. Da. Mulțumesc și eu. La revedere. Da, da. Sper că nu se supără ceilalți spectatori sau eventual doritori, doritoare de a intra cu mine în dialog, că am vorbit aproape jumătate de oră sau chiar mai mult de jumătate de oră cu doamna Nogailuk. A fost un fel de interviu chiar cu ea. Am văzut că a făcut și cu alți candidați de pe circumscripția noastră și o urmăresc de mult. E foarte activă doamna la Roma și nu doar. Și de ce mi-a părut interesant și necesar să rămân cu dânsa în dialog mai mult timp, mai ales că ați văzut avea întrebările structurate, nu m-a vrăjit foarte mult cu cadoul promis, dar pentru că întrebările sunt foarte bune, am vrut să comunic până la capăt.
Oleg, îmi pare că ai greșit spunând pentru ialoveni să citească articolul 42 din codul Registrul de Stat al Legătorilor. Dacă era mai deștept, putea să se contrazică, să te contrazică. Alo. N-am înțeles, Iuri, acela despre ce vorbește, când, cui am spus la ialoveni de articolul 42. Alo, da, vorbiți. Da, salut. Alo, bună seara, Oleg. Marian Stoica sunt din România. Referitor la ce a spus colega mai devreme de interviu cu Badante, eu cred că dacă ai ajunge parlamentar, ar trebui să impui și o lege ca cei care fac școli, licee, facultăți, să învețe o meserie, să facă prax, din prax, să punem presiune pe instituție, ca să trecoală. Am terminat o facultate și am rămas pe drumul și acum trebuie să lucrez în alt domeniu. Așa se întâmplă și cu bandantele din Italia. Bun, n-am înțeles exact teza. Deci dacă faci o facultate, un masterat, să ai și o profesie din asta cu care să te descurci mai lumească, așa? Ok. Sper că nu te super, te-am dat afară, să vedem ce zice Vyacheslav, dacă reușește să intre. Între timp încerc să citesc. Dudoglo este independent. M-am uitat pe site-ul Votum MD. Nu știu, nu m-am uitat pe site-ul CEC. M-am uitat pe Votum MD și el apare ca unul din cei doi candidați independenți la parlamentare. Dintre cei care câștigă circumscripția lor. Bordea Olga zice, privesc videourile tale cam zilnic pe YouTube și sunt mirată foarte mult de curajul tău. De când vezi vreo încălcare, ceva, strigi poliția. Chiar ai multă îndrăzneală și curaj, dacă om fi mai mulți ca tine, ar exista mai puține încălcări. De acord, vă rog, faceți ca mine sau chiar mai bine decât mine, dacă e posibil. În privința protestelor, e corect. Dacă am fi toți în țară și am ieșit în piață, cum am fost în 92, cred că o să le fie frică de mulțime. Când sunt puțini, le este la mână. Păcat, zice Lidia Bulat și probabil își amintește despre ceva proteste interesante în 92. Eu nu mi-amintesc și eram deja în Chișinău. În toamna lui 91 am venit prima dată la Chișinău. În schimb, mi-amintesc de protestele studențești prin 99 sau 2000. Când studenții au vrut gratuități sau reduceri la călătoriile în transport și au fost împrăștiați ca potârnechile de către poliție. De ce ai păreri negative despre Valeriu Climenco? Ai avut și un proces de judecată cu el, îmi pare că. Da, Tudor Sârghe, Climenco e un provocator, e un diversionist, e un șovin filorus. Poate că e și simbriaș pe la serviciile secrete ruse și de profesie e jurnalist. L-am văzut cum se comportă în Consiliul Municipal, l-am văzut cum se comportă în stradă pe la proteste. Ultima dată, pe 26 august anul trecut, în Piața Mare Adunării Naționale, l-am auzit de pe scena alături de Maia Laguta și de Ilan Șor strigând despre opoziție. Ei sunt niște nemernici, trebuie să împușcați, trebuie să uniștojiți, distruși, omorâți. Ceea ce era foarte grav, penal, și nimeni nu i-a făcut nimic. Și am sezizat niște polițiști, era o patrulă pe acolo și le-am zis, auziți ce spune tâmpitul ăsta? Și eu zis, da, am auzit, o să transmitem. Și nu a transmis nimeni, nu a făcut nimic și nici opoziția nu a scris o plângere penală pe acest Climenco. Și iată, acum e candidat din partea Șor. Pe cine să votăm? Votați pe cineva. O să aveți două buletine. Unul numai cu partide, iar pe altul vor fi și candidați independenți. Puneți câte o ștampilă pe fiecare. Pe cine să votăm? Luminează-ne! Descurcați-vă! Sunteți maturi? Aveți drept de vot? Gata, descurcați-vă! Nu așteptați mură în gură! Foarte bine, să vie mai mult, zice Victor Cojocar, dar nu știu la ce se referă. Dacă vă vine doi deputați de la Grozia, de la Găgăuzia probabil. Alo! Alo, bună seara, domn deputat! Salut! Oleg, am vrut să te întreb referitor la
Năstasu și cu Maia Sandu au spus că au fost intoxicați cu metale grele, adică cum ar fi mercur. Așa am auzit, da. Ce părere ai? Poate să fie să se victimizeze ori acum înainte de alegeri sau... Dar p-au prezentat și rezultatele de laborator. Eu îi cred pe actualii guvernanți capabili de orice, inclusiv de intoxicare. Dar dacă au făcut o astfel de provocare, eu știu ce servicii secrete străine sau nu știu cine din opoziție, șor, dodon sau vreun glumeț idiot, oricum guvernarea e vinovată dacă nu investigează situația asta. Dar guvernarea vedem că nici nu are de gând să investigheze. Ea ridiculizează și face glume despre mercur și nu știu ce. Asta mi se pare simptomatic. Deci lor sau nu le pasă de viața, de sănătatea oamenilor și a concurențelor electorale, uitați-vă cum se comportă cu Gheorghe Petic, sau chiar ei stau în spate și deci încearcă să ridiculizeze situația ca lumea să nu ia în serios. Eu cred că la fel de serios poate să fie și cu Platon în închisoare. N-a murit celălalt Brăguț în închisoare, în comisariat, la poliție, nici măcar nu în închisoare. Deci orice e posibil. Da, dar nu ar trebui Petic să fie liber, că el candidează, nu? Exact, așa am strigat și eu la judecătorie Iorhei, că l-am văzut pe Gheorghe Petic încătușat și zic, băi omule, dar ești înregistrat cu un curent electoral, de ce nu-ți dau drumul? Și am înțeles de ce nu-i dau drumul, pentru că îi deranjează. Și pentru că vor să-l arete la televiziune lui Placotniuc, că iată, suspectat de viol, nu știu ce, iată pe cine se bazează blocul acum. E suspectat de viol, dar e prezumptiv nevinovat până la o decizie contrară definitivă a instanței de judecată. Dar deocamdată nici instanța de fond nu s-a pronunțat despre Gheorghe Petic. De ce îl țineți închis atâtea luni? Mai ales că ancheta s-a terminat, deja ați trimis dosarul în judecată. De-am, care e riscul? Minora aceea de 31 de ani se poate apăra? Dar în caz că câștigă legile Gheorghe Petic, îl eliberează? De unde să știu? Poate să întâmple ca și cu Ilie Ilașcu. Era deputat de după gratii. Nu țineți minte. Aha, că regimul ăsta e fix ca regimul de la Tiraspol. Uh-huh. Am vrut să-ți urez succes în diaspora la alegeri. Mulțumesc. Să întreb, și mâine să fie, ori am auzit că nu mai este ziua tăcere. Exact. Se pare că și în ziua alegerilor se poate vorbi despre campania electorală. O să înțeles că sunt anumite condiții. O să verific legea și probabil mâine o să intru în direct. Se poate îndemna lumea, îmi pare că se poate îndemna lumea la vot, dar nu se spune pentru cine. Așa, povești. Da, bine. O să ne uităm. O să mă uit în lege și o să vă pregătesc mâine. Dar mâine nu o să intru. Mâine nu o să intru live pe Facebook, dar pe YouTube. I-am spus și doamne Nogailuc și spun în fiecare seară, eu referendumul îl voi boicota, îmi pare o diversiune a guvernării. Am înțeles. Ori spate de luat și de stricat, pe una și pe alta. Da, dar o să fii numărat acolo că ai participat la vot. Dar ei au nevoie taman de asta. Legea oricum nu o să se aprobe, pentru că au nevoie de majoritate în Parlament. Dar au nevoie să strâmbițeze. Ia uite, referendumul lui Plahotniuc a trecut. Majoritatea populației a votat pentru. Și pentru referendumul lui Băsescu a votat majoritatea pentru. Și nu s-a luat în considerație. Nici acum Parlamentul României nu e cu o singură cameră și cu 300 de deputați. Ori n-am înțeles eu, ori că ăștia, dacă îl ignorez referendum, trebuie să semnez undeva. Ori n-am înțeles eu. Dacă nu iei foile cele două. Păi acolo pot scrii refuz, de exemplu. În loc să semnezi, scrii refuz, ca să nu poată cineva pune semnătură în locul tău. Refuz să participi. În loc de semnătură pui refuz și da sfidanie. Și buletinile păstrați-le vouă. Puteți vă ștergeți la fund și la mustăți cu ele. Aha, putem să luăm foile și scriem refuz în loc de semnătură, da? Da. Aha, am înțeles. Bine, îți urez succes și rămâne pe ideea că chiar din diaspora care se uită, pe partide votăm acum și încoace în partea slantă omul pe bicicletă. Omul pe bicicletă neapărat, dar pe la partide votați cum vreți. Puteți votați și acum și mâine și poi mâine. Dar eu fac agitație electorală. Ok, bravo, ai voi, că e gratis. Bine, hai de primul, vă vedem. Noroc, noroc.
Găgăuzia n-ar trebui să se unească cu Republica Moldova. Marian Stoica, Găgăuzia e parte de Republica Moldova, are un anumit grad de autonomie culturală. Eu cred că în momentul de față aproape jumătate din populația Moldovei a plecat în străinătate. Da, Marian Stoica, o treime sigur a plecat, dar poate și aproape jumătate. Unii pleacă provizoriu câteva luni, că acum cu pașaportul ăsta biometric poți să lucrezi 3 luni peste hotare. Na, la negru, nu neoficial. De fapt, dacă îți fac contract de muncă, poți să rămâi și mai mult. Nu mă pricep, dar știu că mulți pleacă pentru scurt timp. Și deci, într-un anumite momente sunt mai mulți plecați, în anumite momente sunt mai puțini plecați, dar unii sunt plecați definitiv cu toată familia și nu mai au acte și nici nu mai au interes despre Republica Moldova. Lumea pleacă, fiindcă cu bandiții aici nu-i de trăit. Toți ăștia din Parlament au alungat lumea peste hotare. Vadim Cărare, mai puțin cei din Parlament, mai mult cei din guvern și din primăriile locale care și-au bătut joc de oameni. Voi n-aveți ce face, opriți live și nu vorbiți prostii, zice Ianis Denisov. Când ți-o oprim acum? Hai, te rog, încă jumătate de oră. La 11 fix, promit că opresc. Pavel Rogai. Votați blocul acum și candidatul blocului acum. În rest, pierdere de timp, mai ales că avem experiența lui Plaha de a-i cumpăra, ori șantajați. Nu poți vorbi de libertate și drepturi într-un stat capturat, pentru că vei rămâne numai cu vorba și nu mai mult. Și nu vorbi că tu de unul singur poți face opoziție. Ha, 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 palavre. Pavel Rogai, vreau să-ți amintesc că Plahotniuc o cumpăra deputați de la comuniști, de la partid, de la liberal-democrați, de la partid, de la liberali, de la partid, de la socialiști, de la partid. Și nu a avut de unde să cumpere candidați independenți pentru că n-a ajuns încă niciunul în Parlament. Ia dați-i o șansă, vreunul independent, să ajungem în Parlament și să vedem dacă o să-l cumpere cineva, cumva, pe un independent ca Brega. Dați-i o șansă numai. Eu zic că există riscul să nu câștige nici Brega și nici Maia Sandu. Da, Sașa Adrian, există acest risc, mai ales că mafia de la guvernare are cel puțin 4 candidați deschiși sau mascați ca independenți în Italia, a deschis pentru ei 29 de secții de votare și e foarte posibil să se fraudeze acolo în Italia, dar eu zic să fiți atât de mulți la vot în celelalte țări sau acolo în Italia să documentați, să filmați, să denunțați public fraudele astea, încât să se lingă pe bot Plahotniuc și să nu poată frauda măcar aici în circumscripția 50 rezultatele votării. Și atunci o să câștige fie Brega, fie Maia Sandu și o să fim deputați care să reprezinte cu demnitate pe cei plecați în Europa. În loc de ambasador care să se laude că a făcut ce sau cealaltă, care de fapt era lucrul său și primea salariu, dar nu binefacere, mai bine avocat, psiholog și alți specialiști care să-și facă cinstit meseria și vocație, zice Lidia Iliescu Vlas și probabil comentează ce spunea doamna Nogailuc mai devreme, că au nevoie pe lângă ambasadă de niște specialiști care să îi ajute. În sfârșit, un om care știe ce are de întrebat. Bravo, zice Gheorghe Leahu și probabil tot pe doamna Nogailuc o laudă și de asta ați văzut că am lăsat-o și eu să vorbească și am răspuns la întrebări. A fost în acest live al meu de aproape 2 ceasuri a fost un interviu de jumătate de oră pe care nu-l regret și sper că nu v-a supărat nici pe voi. După cum mă uit, și în diaspora sunt oameni pe care îi doare inima de noi, acei din Moldova. Mă bucur, trebuie să fim uniți. Piotr Ivanovici Cabileov, mă bucur și eu. Corect ce spune doamna. Victoria Lupu o laudă probabil tot pe Tatiana Nogailuc. Constantin Lupu zice, oare este rostul de vorbit despre asta acum? Dar când? Dacă nu vorbim acum, când să vorbim despre asta, despre cealaltă, despre toate? Brava, scumpa noastră, că ai adus aminte și de noi, Badanta, vai de capul nostru, eu, clopoțelul babei de ceramică, am făcut ființa cal scap și l-am stricat. Tamara Grebincea zice că s-a prefăcut că l-a scăpat și s-a spart clopoțelul de ceramică.
dar nu-i greu să cumpere altul, așa că nu scap de asta. Este rost că devotatul e mai mult, zice Cojocar Victor, se referă probabil la vorbit despre asta și votat. Cui nu-i place, nu priviți. De acord. Nu-i nimic o plăcete. Tamara Grebincea, v-ați exprimat neclar. Vă salutăm de la Roma. A, uite, acum e clar. Când protestai la Eloveni căci primarul nu-ți aplica ștampila pe liste, apoi care era întrebarea Iuri Șavga despre primarul cel de la Eloveni că nu mi-a aplicat ștampila pe liste? Oricum, au trecut 4 ani și jumătate de atunci, deja nu mai contează. Protestele au fost în 95, precizează Ghenadie Brega, despre protestele din anii 90, atunci când ai filmat și tu în Piața Mare Adunării Naționale filmul de an la Institutul de Arte. Ok, dar nu mi-amintesc în ce context ați vorbit despre protestele din 95. Atunci când a încercat guvernarea agrariană să impună, ce se impună? Că în 94 au schimbat Constituția și au numit limba moldovenească, dar se pare că impuneau istoria Moldovei sau ceva de felul ăsta, că istoria integrată abia comuniștii au încercat să o bage. Că mi-amintesc că atunci a ieșit mai ales studenții de la istorie cu colegul meu de clasă Oleg Cernei, cu profesorul Anatol Petrenco, cu directoarea de liceu Eliade Iuliana Gore Costin. Atunci erau proteste în 95, despre asta mi-amintesc. Dar nu știu despre ce vorbea omul. S-a întrerupt legătura, nu știu de ce nu merge Marian Stoica, a intrat mai devreme în direct și nu a reușit foarte mult să vorbească. E posibilă coaliție dacă ajunge în Parlament, Nicolae Condorache, e posibil orice. Eu n-aș vrea să particip la guvernare, pentru că asta înseamnă să semnez un contract pe termen lung și să votez proiectele care vin de la guvern, chiar dacă nu ești de acord cu ele. Dar să admitem că votul meu va fi unul de aur necesar. Și atunci o să insist ca negocierile să se facă transparent la vedere, ca acordurile să fie publice fără anexe ascunse și să nu se partajeze în niciun caz funcțiile care trebuie să fie apolitice, cum s-a partajat, vă amintiți, funcția de procuror general și șef al CNA-ului, etc., etc. Și atunci, da, e posibil să fac parte dintr-o coaliție de guvernare și sper să guvernăm responsabil. Dar mă aștept mai degrabă, dacă ajung în Parlament, că voi face opoziție. Telefonul meu este un Alcatel și nu am, cred, este așa de performant. Văd că nu apare imaginea mea în cameră când încerc să sun pe cineva. Marian Stoica, a apărut imaginea dumitale, dar erai pe orizontală. Și se pare că ai semnalul 3G cam slab sau Wi-Fi-ul cam slab și de asta s-a întrerupt. Dodon o să-l scoată, nu știu la cine se referă. Mâineșor face concert la Chișinău, e corect asta, Constantin Lupu. Da, acum legea s-a modificat și poți chiar și în ziua alegerilor să faci campanie electorală. Iată și la televiziuni mai sunt, mai continuă dezbatere electorale. Ai vrea să ai cetățenie americană? Mă întreabă Vasile Ursu. Nu, nu mă interesează, am fost chiar de câteva ori invitat în America și nu am vrut să zbor peste ocean pentru că mă stresează zborurile pe lungă durată și cam cunosc realitățile americane de la televizor, din mass media, încât nu arde în dorință să ajung acolo pe continentul acela. Alo! Alo, salut! Noroc! Ce faci, Oleg? Îmbătrânesc! Da. Pe sfârșit de campanie, pe ultima sută de metri, am vrut să te întreb care sunt concluziile tale din campania care și-o fac ceilalți, din campania care, în care partidele au tocat zeci, sute de milioane, poate, într-o țară. Oficial, PDM a consumat 30 de milioane. Oficial, PDM a consumat 30 de milioane. Se pare că e mai mult decât toate celelalte partide luate la un loc. Dar neoficial, probabil și Șor și Dodon au cheltuit încă ca pe atâta. Mi se pare imoral și iresponsabil să cheltui atâția bani în cel mai sărac stat din Europa, în care atâtea probleme sunt la nivel de sănătate, de educație, de infrastructură, drumuri sparte.
Dar asta e țara oligarhiei și e țara în care moldovenii încă mai sunt, mai pot fi prostiți cu concerte și cu pliante și cu cadouri electorale și vom plăti tribut. E foarte posibil că alegerile să depindă de acest, de aceste cheltuieli, de aceste investiții electorale. Tot aștept scrutinul, alegerile, când electoratul va zice n-n-n, și să nu mai voteze astfel de politicieni și atunci politicienii o să vadă că nu mai rentează să investește în cadouri electorale, în concerte și alte povești și se vor comporta poate ca Brega. Vor merge la întâlniri cu alegătorii pe biciclete, vor face campanie cu buget zero, vor participa la dezbateri electorale, că acum mă uitam la o televiziune, n-a venit reprezentantul PD, n-a venit reprezentantul comuniștilor la dezbateri electorale cu acces gratuit. Sau n-au oameni, sau n-au nevoie de timp de antenă gratuit, sau nu vor să răspundă la întrebări incomode. Asta mi-e greu să înțeleg. Da. Da, plus 30 de milioane oficial, plus resursele administrative. Acolo. Care au fost folosite în mod ilegal, că n-ai voie să folosești resursele administrative. Da, sigur, sigur. Cel mai tare nu m-a șocat, să zic că m-a fi șocat, dar îndemnul lui Iuri Leancă pe circumscripția de la Cimeșlia sau unde se să voteze pe Dumitru Deacov, că e un om de nădejde, nu? Da? Săraci, da. Ce zile au ajuns. Dar ei sunt dintr-așa școală, numai ăsta e studentul lui Deacov, mă rog. Oarecum. Da? Da, păi? Nu știu, Deacov știu că era jurnalist, a fost reporter la TAS sau nu știu ce agenție sovietică la București în timpul Revoluției. Și amintea lumea când lucram eu la televiziune și amintea lumea de Dima Deacov că a lucrat la noi la televiziune. Dar Leancă nu știam că a fost jurnalist. Știu că a fost diplomat toată viața sau cine știe. Da. Nevajnă. Bine. Legătura lor e altă cantoră. Cum să zic. Poate a făcut o școală de partid sau poate școală de asta, de KGB. Da. Până da. Bun, vreau să-ți urez succes și să îndemn pe toată lumea care te cunoaște și pe cei care nu te cunosc să-ți dea votul și sperăm să o bați pe Maia Sandu pe circumscripția 50. N-aș vrea să o bat, dar aș vrea să iau cu un vot mai mult decât ea. Mulțumesc! Numai bine, ne auzim luni! Mulțumesc, noroc! Noi și duminică seara o să fim online să analizăm rezultatele votului. Din diaspora vor veni rezultatele foarte târziu, poate deja luni dimineața, pentru că unii vor vota încă câteva ceasuri după închiderea urnelor în Moldova. Acolo, la locul faptei, până la ora 9 o să fie deschise urnele. Deci dacă o să fie în Portugalia, la noi o să fie abia ora 11 sau miezul nopții, când la voi încă o să fie deschise secțiile de votare. Spune-te, rog, tu personal cu cine o să votezi? Bună ziua, bună! Mi-am făcut pașaport special ca să pot merge să votez acolo, acasă, în România. Nu voi fi la București, unde trăiesc de 2 ani, dar voi da o fugă până la Iași. Și pe buletinul MOV-Violet voi vota băiatul ăsta cu sigla biciclistului revoltat și curajos. Iar pe celălalt buletin cu partide, probabil o să decid acolo pe loc, pe anumite criterii pentru care partid să aplic ștampila. Cel mai probabil nu voi strica de data asta buletinul, pentru că deja am pentru cine să votez. Dar nu vreau să vă influențez, vă consider destul de maturi și de inteligenți încât să votați din capul vostru și eventual după aceea să-mi povestiți dacă ați greșit și de data asta sau sunteți satisfăcuți. Sperăm că va fi totul bine, zice Tamara Grebincea, și eu sunt convins că dacă nu va fi rău, va fi bine. Cât avem ceasul? Mai sunt 10-11 minute până la închidere. Spune-te, rog, am citit asta, Plaha, ce-i cu Plaha? Nu va ceda așa ușor. Eu cred că o să fie un nou 7 aprilie după alegerile din 24 februarie. Ghiță Pomozoc, eu sper că va avea inteligența lui Voronin și va ceda ușor, că altfel riscă să se trezească cu toate businessurile și cu toate afacerile
devastate, arse și cu el tras în țeapă, pentru că moldovenii nu smerși la biserică, nici ei, ca și românii sau ca și libienii, și pot oricând să o facă lată. Absolut nedemocratică, necivilizată, dar mulțimile nu le poți controla. Și eu nu-i doresc să simtă furia populară. Deci îi recomand să facă cât mai corect, cât mai legal, altfel nu va putea scăpa sau va repeta istoria lui Ianucovici. Va cere azil undeva în Rusia sau în Elveția, la FISU, dacă nu o să cerem extradarea lui de acolo. Dacă ajungi în Parlament, vei schimba bicicleta pe mașină de serviciu, Pavel Cocieru? Am spus de atâtea ori că nu. De ce nu mă credeți? Dacă nu mă credeți, dați-mi o șansă să vă demonstrez. Da? Unde sunt întrebările alea? Că deja au sărit, le-am pierdut. Așa. Am văzut că nu merge să intru în direct, zice Marian Stoica, dar de ce nu reușesc eu să-i văd comentariile? Foarte lung comentariul lui și dacă vreau să-l citesc tot, am să deschide altă fereastră. Probabil din cauza telefonului meu, acum te ascult de pe telefon, însă am intrat și pe calculator și scriu de aici ce vroiam să spun la telefon când încercam să intru în direct, referitor la ceea ce a spus doamna. Și nu pot să-i citesc textul dacă apăs pe el. A, uite, de data asta s-a deschis. Mă referitor la Badante. Dacă vei ajunge în Parlament, ar trebui să faci un proiect de lege prin care să propui ca toate liceele și universitățile unde se duc studenții și elevii să fie adoptat un proiect aprobat de Parlament prin care se pună presiune pe aceste instituții de învățământ ca să trimită elevii să facă practică de specialitate, încă din facultate, ca cei care sunt elevi și studenți să învețe meseria, profesia de acolo, de pe băncile școlii, să nu facă cum se întâmplă la ora actuală în România. Așa am pățit și eu cu mulți ani în urmă. Am făcut în facultate numai lucruri teoretice și mai puțin practice și după ce am absolvit facultatea am rămas omul ploii și nu mi-am găsit loc de muncă pentru că nu am experiență și nimeni nu angajează specialiști fără experiență. Am înțeles problema. Cine are posibilitatea de a se deplasa în România, deplasați-vă și votați-l pe Oleg Brega. Fără dânsul în Parlament, Republica Moldova nu va fi interesant, zice Oleg Vasile. Mai puțină corupție va fi în legislativ. Votați-l pe Brega. Baftă, Oleg. Mulțumesc, Tizule. Da, puteți să votați pentru mine, chiar și din Republica Moldova, dar pregătiți pașaportul și dați o fugă la o secție de votare de Piști Prut. La Suceava, la Iași, ori la Galați, sunt cele mai aproape de Prut. Dacă vreți să vedeți și orașul Bacovia, ajungeți la Bacău. Altfel, următoarele secții de votare sunt hăt la Constanța, hăt la Brașov, hăt la București, două, la Sibiu, la Cluj-Napoca. Și cam atât. Sunt 12 secții de votare în România. Sau dați o fugă, că am auzit că sunt avioane ieftine, dați o fugă până la Bologna, de exemplu. Oleg, nu te-am întrebat din ce trăiești, dacă au pașapoartele scăzute, adică expirate, ce fac persoanele? Dacă au pașapoarte scăzute, adică expirate, persoanele stau acasă și se pregătesc pentru alegerile următoare, pentru că vor fi obligatorii pașapoartele. Oricum, la alegerile locale din vară nu se poate vota de peste hotare, doar la cele prezidențiale, sau mai e posibil să avem alegeri anticipate, de aceea merită, poate, să investești într-un pașaport moldovenesc, dacă îl faci în termen de o lună, te costă 850 de lei, atât am plătit eu pentru bucuria asta. Peste hotare mai plătiți și taxe consulare, dacă nu vreți să veniți acasă pentru pașaport. Dar eu din ce trăiesc, e public anunțat pe site-ul check.md. Am câteva sute de euro din publicitate de pe YouTube, am donații și mai fac alt fel de munci dacă nu mi-ajung acești bani puțin. Eu consum puțin, dar uneori sunt atât de puțin încât trebuie să mai lucrez și altceva. Sau uneori am oferte să lucrez altceva, să-l ajut pe fratele meu în studio foto și el îmi mai dă niște bani din ce câștigă el, sau sunt chemat la vreun seminar să țin vreun curs, vreun training și mi se dă niște bani, sau iată, am fost chemat la o televiziune și am făcut 3 luni o emisiune și am mai câștigat niște bani, deci sunt niște extra venituri în afară de cel de bază, publicitatea de pe YouTube.
Salutare de la Padova, succes, ești plin de curaj, mulțumesc. Silvia Chirvas. Mihail Diaconu, doar mă salută, Marian Stoica zice, la ora actuală sunt șomer de 9 ani și am vârsta de 41 de ani și jumătate și nimeni nu mă angajează. Pe 1 februarie și eu am împlinit 9 ani de când am fost dat afară de la Jurnal TV. Și carnetul de muncă e la mine, nu mai sunt angajat nicăieri oficial. Ce am avut după aceea la Jurnal TV era colaborare prin contract și primeam onorariu. Chiar și ultima dată, acum un an jumate, când am mai făcut 3 luni emisiune, tot onorariu primeam. Și angajat oficial n-am mai fost nicăieri de 9 ani, dar am 45 de ani, nu 41 ca tine. Totuși, iată, ziceam, mă descurc cu vlogul meu, cu canalul meu de YouTube și cu alt fel de activități din care câștig. Cam asta am vrut să spun, spunea Marian Stoica. Mai am 5 minute și mai citesc doar niște comentarii. Câte o să reușesc, câte nu reușesc, o să vă răspund poate după aceea cu text pe Facebook. Dacă nu v-a răspuns deja Ghenadie, pentru că văd că e pe faza azi, dar are timp și e documentat, deseori mai documentat decât mine și vă poate răspunde instant. Iată despre Diacov, zice Ghenadie, el e deputat de 94, 21 de ani a fost deputat și încă mai vrea, dacă e bun. Întrebare de la Vasile Fotescu. Ai acceptat, Oleg, să duci platforma ecologistă dacă treci în Parlament? A, Ghenadie transmite de la Vasile Fotescu. Vasile Fotescu, eu cred că sunt mai ecologist decât tot partidul ecologist. Nu întâmplător oamenii mă votează mai hotărât pe mine. Eu sunt vegan al treilea an pentru că îmi pasă de animale și de mediu. Eu sunt biciclist, e adevărat, ca și dumneata, dar prea puțin în mișcarea ecologistă, în partidul ecologist, sunt bicicliști ca noi. Și asta tot e o manifestare de grijă pentru mediu. Eu reciclez și eu nu accept pungi, mă duc cu pungile după mine sau mă duc cu torba de cârpă când mă duc la magazin să cumpăr. Și asta tot e o manifestare de activism verde. Eu colectez toate bateriile separat și le duc la cei care colectează baterii și le prelucrează după aceea, adică baterii și acumulatori. Și asta tot e o manifestare de activism. Și mie îmi pasă de diversitate și de drepturile omului, ceea ce nu prea găsești la mișcarea voastră ecologistă, că atunci când m-au chemat liderii voștri la interviu pentru alegerile locale din Chișinău și mi-au pus astfel de întrebări incomode despre diversitate, despre drepturile omului, așa cu scârbă vorbeau unii dintre liderii voștri despre gay și lesbiene, eu am dat răspunsuri corecte și plăcute și acceptate de către verzii europeni, iar liderii voștri m-au considerat asta manifestare de prea mult verde, de prea multă culoare și au preferat să-l propună la funcția de primar pe președintele partidului vostru, cu care nu prea mare succes ați avut, probabil ați luat de 10 ori mai puține voturi decât mine, candidând pe lista altui partid. Ce să vă fac dacă nu aveți încredere în prea mult verde și ați dat-o pe conservatorism? Ce părere ai de Chertoacă? N-am nicio părere, e o figură ratată. Am mai întrebat și aș dori să mai întreb ca să știm și noi. Care este semnificația culorilor din logo-ul dumneavoastră, vă rog? Buletinul de vot va fi alb-negru. Logo-ul ăsta al meu va apărea așa cum îl vedeți. Negru pe alb. Uf, ce greu nimerez dacă nu e în oglindă imaginea. Negru pe alb apare. Deci buletinul e alb-negru, logo-ul ăsta, biciclistul revoltat și cu un semnul curaj sub el, va fi negru pe alb. Ce vedeți, drapelul acela de acolo, pletele cele așa în vânt, sunt culorile curcubeului. E un simbol al naturii, al diversității, al frumuseții pe cerul de după ploaie. Dacă aveți ceva probleme cu acest simbol, vă rog să scrieți o petiție la Cancelarea Cerească să nu mai facă curcubeie, că ne excităm. Părerea mea, Brega merită să ajungă în Parlament, cât de straniu ar fi, dar el acolo ar fi vocea cea din stradă, vocea cea de pe bicicletă, vocea cea care va aduce un cutremur permanent în Parlament, zice Constantin Vrabie. Mulțumesc. Poți merge pe motocicletă? Nu, n-am mers niciodată. După 7 aprilie, mai bine spus, după ce a venit toată pseudo-democrația la putere, care ne-a făcut de râs,
nu mai știu pe cine să votez. Consider că cea mai mare greșeală a fost să dăm jos comuniștii și să ridicăm filatiștii, zice cel sau cea cu pseudonim Bună Ziua Bună. Și n-am înțeles de ce consider o mare greșeală că am adus la putere filatiștii declarați anticomuniști. E mare greșeală că i-am lăsat să facă ce au făcut. Dar că schimbăm periodic puterea, asta e minunat. Sper că ne-am prins acum, că și pseudo-comuniștii, și că pseudo-socialiștii, că și pseudo-democrații sunt niște impostori, niște populiști și niște demagogi, și să încercăm acum să aducem oameni credibili care s-au manifestat în ultimii 10-20 de ani ca onești, consecvenți, reci cumva la interesele financiare mercantile. Eu zic să fiți atenți la candidatul pe bicicletă, să-i dați o șansă dacă aveți drept de vot. Dacă nu, transmiteți altora de peste hotare să-l găsească în buletin și să-l voteze. Dacă nu, mergeți și dați cu ștampila în cine nimeriți. O să ne vedem după alegeri ca să analizăm ce a ieșit din această aventură. Noapte bună!